Asta e doar pretextul. Stați așa, stați. Vreau să parca întrebărilor și dumneavoastră aveți formula întrebări și așa cum se spune între profesori, până acum a fost pretextul și acum urmează textul. Deci așteptăm întrebările. De fapt a fost textul și urmează subtextul. Contextul a fost mai de mult creat. Ce bine că n-aveți întrebări, plecăm acasă. Cum? La direcție. Puteți să întrebați și... A trebuit să ne învățăm să vorbim și cu gură, cu voce tare. Da, da. Da. Este tendința de foarte mult cei care zic că sunt teologi, consideră teologi. Așa. De a fi foarte inteligențe și tare în cuvânt cu cei din România umanistă. Au o poziție total neortodoxă, să zic eu, de cea mai mult. Dar ortopraxă. Da. Ați înțeles întrebarea, că există între teologi, ei sunt între teologi, zicem, boală, tendința de a răspunde umaniștilor foarte de sus și foarte arogant, e corect ce zic? Și foarte sovietic, ca să nu-l supărăm pe domnul Putin și ambasadorul lui. Eu cred că există vreme de rugăciune și vreme de bătut metanii, vreme de citit și vreme de scris, vreme de pupat și vreme de scuipat, dar aia cu scuipatul nu-i la noi. E vizibil că pe măsura în care vom răspunde după cum se așteaptă, nu-i vom dezechilibra niciodată. Vă recomand să zâmbiți mai mult. Ortodoxia trebuie să fie o chestie de destindere. Eu am spus-o și mie mi-a plăcut tare mult un text al lui Tertulian, scriitor bisericesc, care spunea, veniți-vă în fire, Dumnezeu nu trebuie să fie apărat. Ar fi un Dumnezeu slab dacă ar trebui apărat de o... Gândiți-vă la mine, o lepădătură cu nici barbă nu mai am dacă mi-o tund. Eu să-L apăr pe Dumnezeu, dar asta nu, misiunea mea nu este să-L apăr pe Dumnezeu, ci să-L mărturisesc pe Dumnezeu, ceea ce este altceva. Nu vă recomand să o faceți tot timpul, pentru că uneori vă puteți pierde cumpătul. Este foarte greu să nu dai cu pumnul în masă când îți vine să-i dai cu masa în cap cuiva. Dar vă spun că e un exercițiu de care avem nevoie, pentru că toată societatea civilă care s-a pornit pe biserică a lipit afișe pe toată cultura românească modernă că ortodoxi nu sunt oameni de dialog. Chiar m-am gândit ce de dialog au fost băieții de la Charlie Hebdo. Și ce bine au dialogat cu câțiva dintre ei, câțiva din ăștia care au dat foc pe aici colo. Le-am spus de 1000 de ori în toată întâlnire, nici nu-și dau seama ce valoare excepțională are faptul că ei fac asta într-un stat ortodox, creștin. Că în sine creștinismul înseamnă dialog și de cele mai multe ori trialog, chemându-L și pe Dumnezeu la întâlnire. Dar e bine să nu ne dăm niciodată altceva decât ceea ce suntem. Nu suntem decât niște infanteriști pregătiți pentru drum lung spre Împărăția lui Dumnezeu. Care este diferența dintre omul creștin și omul religios? O întrebare de 10 puncte, să rămână. E diferența între un șofer și unul care este la școala de șofer. Unul care este la școala de șofer învață perfect, nu omul religios, este la școala de șofer, învață semnele, dă examen, învață motorul. Mă uitam eu la niște duduițe de astea așa simpatice care învățau motorul acolo. Erau. Da. Intră în dialog cu, nu învață legislația, învață în... Tu aici, câte nu învață? Măi, tată, dacă când le pui volanul în mână și cheia... Aliluia! Omul credincios înseamnă să înveți legislația, să înveți semnele, să iei examenul de sală și să iei și examenul de oraș. Ba mai mult decât atât. Dincolo de examen să conduci fără să faci accidente. Nu e ușor, pentru că uneori ăștia care n-au școala de șoferi intră în tine. E cred că lor li se cuvine totul. Chiar m-am gândit, ce situație ciudată. Închipuiți-vă 2.200.000 și un pic de mașini mergând într-un sens.
Și unul singur care nu doarme trei nopți venind invers. Și zicând că ăilalți 2 milioane sunt pe sensul care nu trebuie. Vă pare cunoscută povestea? Asta e diferența între omul creștinul, omul creștin și omul... Asta nu înseamnă că suntem turmă. Eu am predau acum și la, am încheiat să predau la Facultatea de Medicină Veterinară și am un mare respect pentru valorile veterinare ale neamului meu. Dar noi suntem o turmă cuvântătoare. Adică avem părere, avem opinie. Dialogăm, conștientizăm. Să nu ne confunde cu propria lor gândire. Aud de câteva săptămâni bune, de luni bune, cum biserica spală pe cap, pe creier. Cum... Da, dar în timp ce biserica își recapătă ritmul răspunsurilor ei și caută și cercetează și publică și aprofundează, la ei n-aud decât aceleași prostii. Arici pogonici reeditat. Nu știți voi ce e arici pogoniciul. Era un fel de Charlie Hebdo al Partidului Comunist pentru antibiserică, dar de când erai mic. Învățai la arici pogonici o grămadă de lucruri fundamentate științific. Ori, aproape că ți-e lehamite. Să vă feriți să vă ia lehamita să-L mărturisiți pe Dumnezeu. Niciodată nu vă apărați opiniile cât apărați-L pe Dumnezeu. Mai țineți minte că e un personaj în Evanghelie, o persoană în Evanghelie care se cheamă Sfântul Ioan Botezătorul. Vă aduceți aminte? Da? Și el are acolo un text, are o propoziție teribilă care ar trebui pus moto pe fiecare facultate de teologie. Eu scad pentru ca el să crească. Asta e diferența. Când știi, ai istoria și filozofia religiilor, tu crești, dar Hristos nu se mai vădește în ceea ce faci. Iar diferența ultimă între unii și ceilalți este aceasta. Una e să fii ideolog de partid și alta este să fii un țăran cu fruntea în soare mâncând dintr-un pepene roșu din slavă lui Dumnezeu. Părinte, am dat la Facultatea de Teologie din dorința de a deveni preot. Ca să citesc dintr-un clasic ghinion. Dar între timp am aflat că am incompatibilități. Ce pot face? Pentru că de când am aflat nu mai am pentru ce să lupt. Simt că mi-am pierdut vocația. Eu trebuie să vă spun de pe poziția mea de copil nepreadus la biserică la vremea când dădeam la teologie. Nici acum nu s-a dus la biserică. Mă duc singur în sensul ăsta. Nu vă mai motivați bucuria cunoașterii lui Dumnezeu cu înțepenirea în reverendă. Avem la bisericași păliți în cap de ifose ajunge. Încercați să stați pe lângă un duhovnic bun care să vă crească pe mai departe pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. N-aș vrea să citesc neapărat din Petrețuța, dar parcă și eu prefer câte o babă de la unuia care crede că le învârte pe toate după deget. Nu. Preoția dumneavoastră să fie educația dată copiilor, ca niciodată să nu sufere de aceleași incompatibilități cu ale dumneavoastră. Dacă nu vreau să-mi schimb duhovnicul și nici viitorul meu soț nu vrea să se spovedească la duhovnicul meu. Mamă, aici conflict. Putem rămâne fiecare cu duhovnicul după căsătorie? Cum să nu? Puteți rămâne. E chiar contraindicat să-l schimbați din prima. Pentru că cel care v-a crescut și vă știe în nădejdea că e un duhovnic bun, nu-i băiatul cu aspirină, algocalmina, aspirină, știți cum e, nu? Spovedania aia. A atins cu genunchiul aspirină, a atins cu genunchiul podeaua algocalmina. Adică, anți, vai, dry kinder system, ieși repede la spovedit, că e o masă de oameni în spatele tău. Sper că nu despre astfel de duhovnici vorbim. Duhovnicul care te-a crescut are și calitatea excepțională de a te îndrepta către celălalt duhovnic. Să știți că ăla va fi duhovnic bun, care va ști să vă dăruiască celuilalt duhovnic pentru ca să se instituie pace. Dar dacă din diferența de duhovnic se nasc conflictele, înseamnă că trăim într-o biserică ciudată, ca să nu zic mai mult. În mod normal, duhovnicii se pun de acord să se roage împreună pentru cei doi, pentru a avea și un duhovnic și celălalt unitate de spirit. Eu am momente când merg împreună cu tinerii căsătoriți la duhovnicul care e mult mai bătrân decât mine, tocmai pentru a-i da pe mâna unuia cu experiență. În încercarea de a nu face încă o dezunire încă din unire. Cum trebuie să ne luptăm cu inima noastră? Care sunt pașii fundamentali în această luptă și cum vom ști că am învins? La ce să vă bateți cu inima, Doamne? Vreți cardiopatie ischemică? Lăsați textele astea și vedeți-vă, nici nu trebuie să vă bateți cu inima. Trebuie să vă puneți inima la bătaie corectă. Asta e altceva.
Noi nu ne batem cu nimeni. Limbajul ăsta supra-generic, militarist, nu, ne-am bătut cu umaniști. E. Și gândiți-vă bine ce am cotcodăcit noi ca o găinuță din povestea punguța cu doi bani pentru o mărgică pe care am făcut-o pe drum. Adică am dat și noi cu pixul în dreapta sus pe o hârtie. Față de sângele vărsat de martiri pentru ca noi să putem să avem pe ce hârtie să scriem printre altele. Trebuie să păstrați proporțiile. Asta cu bătălia cu inima și lupta cu inima să învingeți pe cine? Propriile patii, patimile nu se înfrâng numai în inimă. Omul este educabil întreg. Rațiune, spiritualitate, trup și suflet. Tot ceea ce vreau să spun că e dificil astăzi să batem și mediul din care facem parte, dacă tot vrem să facem pe bătăușii. Dar începeți prin a vă liniști inima. Prin a vă asculta ce zice Dumnezeu în inima dumneavoastră. Ăsta e primul pas și cel mai important. Nu uitați că pe inima noastră scrie Fiule, dă-mi inima ta. Dar noi nu-i o dăm, noi o luptăm, o biruim, o călcăm în picioare. Care sunt limitele ascultării de duhovnic, de părinți și până la ce hotar ar trebui să ne oprim? De exemplu, vreau să muncesc să studiez peste vară la o mănăstire, dar părinții îmi spun că ar fi mai bine după ce termin seminarul. Sunt în anul 2. Anul 2 e un an dificil. Dacă pun 14, 15, 16 ani, nici eu n-aș fi de acord neapărat să credeți că dacă mergeți la mănăstire, că există două ispite. Ispita punerii coadei de prună, veți veni vara, toamna la seminar mult mai duhovnicesc, cu câteva luni petrecute acolo la Sfânta Mănăstire, am reușit să citesc și Filocalia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, aveți grijă că nu-s chiar atâtea. Da? Există o enfază pe care ne dă traiul de genul acesta. Iar pe de altă parte, dumneavoastră, la vârsta asta, aveți nevoie să comunicați cu oameni de vârsta dumneavoastră. Riscul major pe care îl incubă școala de teologie este că naștem niște frustrați care se ascultă doar ei între ei foarte rar, pe profesori și mai rar, iar pe Dumnezeu niciodată. Și limbajul lor este unul pe calapod, așa. Pneumatizarea intrinseca urbanismului acestuia care metaformă. Să uite lumea la tine. Deci dacă pentru asta mergeți la mănăstire, e greșit. Dacă mergeți să munciți, să aveți niște bani, să vă continuați școala, sigur că părinții se simt un pic lezați. Grijă la părinți. Dacă mergeți ca să învățați cu adevărat cum se respiră independent de părinți și sub ascultarea unui duhovnic, fără îndoială că o puteți face. Dar fiți foarte, foarte grijuli. Corzile sufletului dumneavoastră încă sunt întinse la maxim. Iar părinții spun că de obicei vârsta asta fără barbă nu prea e potrivită în mănăstiri. Ca să nu nașteți chipuri ale desfrului, nu ale duhovniciei. Noi ne tot batem cu cărămida în piept, dar trebuie să fim foarte atenți la ceea ce construim. Limita ascultării de duhovnic nu există. Duhovnicul se ascultă atâta vreme cât te iubește și simți iubirea lui lucrând în tine. Când începe să se răcească relația între tine și duhovnic, deja ai o problemă pe care trebuie să o discuți cu el și când nu reușești să o discuți cu el, chem pe un al treilea care nu este exclus gândirii. Dar grijă mare să nu fie niște fițe de astea, că nu vreau părintele să mănânc caramele cu lapte în post și mi-a dat 40 de metanii. Nu inventați subiectele, ci traversați-le cum se... De bune? Am mai primit odată întrebarea, să știți. Părinte profesor, pe ce vă bazați când vorbiți? Vă ascult cu mare drag, dar păreți foarte sigur pe dumneavoastră. Îmi pare rău dacă... V-ați îndoit vreodată? Deci, să știți că eu mă îndoiesc tot timpul. Mă uit la voi, pe cuvânt. Și nu am senzația că îmi vorbesc mie. E singur, să știți, eu am dus lipsa unei întrebări duhovnicești de ceva mai tânăr. Eu, convertit pe la 20, 21, 22, prima dată spovedit, la 24, preot, e cam repede, nu? Nu prea eram compatibil cu... Dar e o grabă de asta, emotivă. Să știți că unor zic prostii mari de tot. Mari. Dacă vrea cineva să vâneze ce zic și să le treacă la erezii, succes. Avem noi o flașnetă de asta ereziarhă care ne tot trimite pe grupul de studenți de la Sibiu pururi, anateme, plăgi apostolice, plăgi egiptene. Încerc să fiu fundamentat doar pe dragostea pe care mi-am dorit să se fundamenteze tot timpul întâlnirea mea cu oamenii.
Sigur că dacă vă închipuiți că nu mă îndoiesc, vă închipuiți greșit. Sunt într-o cocoșală îndoielnică pururea. Pentru că tot ce am făcut în domeniul întâlnirii cu Dumnezeu a venit din îndoieli. Dacă nu-mi puneam întrebări, n-aș fi ajuns nicăieri. Cred că teologia nu are ca principiu pică, pară, mălăiață în gura lui nătăfleață. În mod cert, teologia nu e pentru tâmpiței și nătăfleți. Asta arată gradul mare de inteligență al poporului român. Pentru că foarte mulți dintre tinerii noștri sunt foarte buni teologi. Știu când să zică te iubesc, știu când să se roage și când să nu se roage, știu când să postească și când să nu postească, știu când să râdă și când să tacă. Asta arată teologia. Astea sunt părți integrante ale teologiei. Pentru că teologia este inteligență. Cum au sărit de microfon toate studiourile când Preafericitul Părinte Daniel a zis atunci că teologia este mai presus decât toate științele. Vedeți ce înseamnă să nu citești? Ce a zis Preafericitul și ce au înțeles tăntălăii din capul gardului? La ce știință se referea ierarhul nostru și la ce prostii se gândeau oamenii ăștia? Dar ei sunt ca alba neagră, știți? Când ca la mașinuță alea. În capul lor numai dolar. Au furat șefii noștri. Da? Principalii promotori de știri oculte împotriva bisericii sunt angajații unui oameni care sunt un pic ocultați de Dumnezeul nostru autonom, condus de domnișoara Chioveși, nu? Și care au probleme de orientare financiară. În ce condiții să nu te îndoiești de ceea ce spui când simți că toate se lovesc de un baraj de astfel de oameni? E greu să nu-ți pierzi cumpătul. De ce nu există o colaborare între biserică și medici? Ai, deloc! Eu botez copii care n-au fost asistați la naștere. Îi aduc mamele direct de pe sala de... Păi să nu există, mă! Ia, veniți-vă în fire! Ce-ați picat în capcana tăntăleile astea că nu vă... Eu merg toată ziua în spital, nu toată ziua, dar merg foarte des în secțiile de oncologie. N-am văzut preot, medic să mă dea afară. Lucrez de 20 de ani în proiecte anti-alcool și anti-drog. Fără medici de acolo aș fi fost fiul ploii. Lucrăm de mii de ani, de câțiva ani buni pentru copiii cu autism. Terminați-vă cu prostiile, ștergeți-vă la ochi. Cum nu lucrează biserica cu medicii? Dar ce medici sunt altceva decât biserică? N-or fi botezați și mirunși. Or fi, că unii n-or fi, dar... Cum? Asta n-aș mai pune. Asta cu capele în toate spitalele orientate tot timpul către strada care trece pe lângă spital, n-aș băga-o. Asta ar fi mai atent. Că aici avem noi gogomăniile noastre pastorale. Dar cum să poți să zici că nu... De ce există atât de mulți creștini care sunt împotriva doctorilor și vaccinurilor? Eu pot să vă spun de ce. În urmă cu ceva săptămâni am avut o întâlnire cu niște mămici la o... Vreau să nasc așa cum vreau să nasc. Vreo 80 de mămici, cred că erau cu bebeluși cu tot. Cu bebeluși cu tot erau mai mulți. Și pe scenă erau medici, psihologi, dule, fetele care fac galerie la naștere și un popă. Și una dintre mame a zis că ea vrea să fie foarte bine informată asupra vaccinului dacă vrea să-i dea vaccinul copilului. Iar eu mi-am spus, doamnă, pentru asta nu-i greu. Dar nu te du la Google. Fă 6 ani de medicină. Și încă 2 ani. Și încă 3 ani. Asta înseamnă bine informat în medicină. Să stocești acolo coatele. Dar când medicina mi-a propus falși idoli ai vaccinurilor și s-a pus în slujba lui Big Pharma, pot să mai am încredere în ei? E un medicul meu de familian, pentru că nu mi-a impus niciodată un vaccin pe care nu știam clasic în anumite situații de viață de copiilor mei. Dar n-a venit la fetița mea cu Gardasilul ca să mi-l bage pe gât. Adică o medicină pusă în slujba omului este cu totul și cu totul alta decât o medicină pusă în slujba lui Big Pharma. Omul care caută medicul real se întâlnește cu acesta care îl sprijină și știe cum să colaboreze cu el. Din pricina lipsei de interes a autorităților, Institutul Cantacuzino va fi închis, fiind singurul institut de cercetare vaccinare și imunizare a populației. Demersul nostru a studenților, doctori și profesori, nu desfințării Institutului Cantacuzino. Eu vreau să vă spun că sunt profund de acord cu dumneavoastră. Sunt în favoarea vaccinurilor făcute de medicina românească. Deci eu aș desfința guvernul. Serios. Asta este un atac la siguranța națională. Să desfințezi Institutul Cantacuzino ca să aduci pe piață vaccinuri expirate nu înseamnă să supui poporul la un holocaust. Despre ce vorbim? Niște nemernici.
Dar așa e totdeauna când primează lozul. Gândiți-vă cât câștigă din aducerea unui vaccin din Franța. Nu? Aia care îl produc, aia care îl bagă în fiole, aia care înșurubează fiola, aia care bagă în cutii, aia care au că cutiile în cutii mai mari, aia din cutii așa în cutii și mai mari, care transportă cu avionul și băieții care dau jos, scot din cutie, rup și la sfârșit de tot băiatul care încasează. Fiți serioși, asta e o bătălie pe bani, nu e bătălie pe sufletele noastre. Blestemul preotului poate fi dezlegat? Nu, no, nu. No. Cum? Deci, părinții mănâncă aguridă și copilor îi se strepezesc dinții, este valabil în cazul acesta. Asta cu blestemul preoților, eu m-aș abține. Și am să vă spun de ce. Preotul nu poate blestema cu puterea lui. Iar preoția nu are putere blestematoare. Preotul ce poate face e să nu te dezlege de păcate, atât cel mult, dar n-are cum. Să nu te lase să mergi la împărtășit, asta e altceva. Eu nu cred că există, pun ghilimelele de rigoare, un blestem mai mare decât să nu te împărtășești. Ăla înseamnă să te rupi, să te ține deoparte, ca la crucea Sfintei, nu? Ca la crucea Sfintei Maria Egiptenei. Tu mai stai. Ori la noi deja, e ca la școală am ajuns în biserică, să fie ofuscați oamenii, că nu îi împărtășim. La școală, la grădiniță, dacă ai făcut pipilică la oliță, diplomă. N-ai făcut pipilică la oliță, nu iei diplomă. Sau îți dă diplomă că n-ai făcut. Și noi credem că așa e și în biserică. Trebuie să primim diplome permanente. Nu e așa. Ce cred eu fundamental este că un preot nu poate blestema. Nu poate blestema decât citind dezlegările de blestem ale Sfântului Vasile cel Mare și mai grav, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care toată lumea îl confundă. De aici eu am socotit că este o chestie de echilibru faptul că s-a mai temperat un pic agonia asta, alergarea asta agonică după masuri la miezul nopții, dezlegări la ora 3 și un sfert, că sunt mai bune decât la 3 și 20 și tot felul de fotocopii de-astea, că tot e la modă să avem copy-paste-iști. Deci sunt la Facultatea de Arte și sunt la secția de pedagogie. Observ că ceea ce ne îndemnați dumneavoastră coincide cu modul în care profesorii ne îndeamnă să ne purtăm cu viitorii noștri elevi. Fiți atenți! Nu mai gândiți la viitorii voștri elevi. Viitorii voștri elevi nu sunt viitori, sunt elevii voștri. Eu le spuneam studenților noștri un citat din Aristotel: cine se pregătește este deja. Tot timpul, voi când învățați la facultate, nu mai gândiți la notă. Gândiți la beneficiarul muncii voastre. De exemplu, sunteți un medic și învățați la biologie, care știu eu, la biotehnologie aplicată, care nu sunt ușoare. Învățați manualul de medicamente. Bun. Nu mai faceți gândindu-vă doar la notă și la fiara de profesor care vă ascultă. Gândiți-vă că la capătul acestui efort al vostru sunt oamenii care vor primi la vreme potrivită, în fracțiuni de secundă, medicamentul necesar ca să iasă din criză. Că nu o să aveți timp să stați cu agenda medicală pe anul 2270, că terminați voi medicina, când ăla o să facă un stop cardiac și voi vă uitați, mai citiți, mai dați o pagină, astea sunt povești. Dar să nu lungeți vorba. Vreau să vă întreb despre atei. În cazul de față, prietenul meu, bine că nu e ateu convins. Ba, lăsați-l, că și ateu convins tot prietenul nostru rămâne. Să țineți, nu împărțiți oamenii în ceea ce cred și în ceea ce nu cred. Împărțiți în ceea ce, cum vă iubesc și cum nu vă iubesc. Că i-am văzut și de stâi ortodoxi care zic la câte unul: Dumnezeu să te ierte, frate! N-avem noi un comportament credincios profund așa, când ne bârfim unul pe altul de zici că suntem Dâmbovița la vărsare? Cum ar trebui să-L mărturisesc pe Hristos sau dacă ar trebui să-mi văd de treabă? De fapt, nu numai în cazul lui, dar în cazul celorlalți atei care țin să precizez că sunt și oameni buni. Băi, nu sunt fiare apocaliptice, veniți-vă în fire. Ateii sunt virusul necesar să ne folosim antibioticul. Altfel dormeam pe noi. Uitați-vă la noi ce stil avem ortodox și cum ne merge bine. Sfărăim. Devenim o biserică sfărăitoare. Oamenii ăștia sunt aur curat. Dumnezeu i-a trimis. Sunt flăcările lui Dumnezeu peste minereul nostru de incompetență ca să iasă la suprafață competența. Bun. Deci, vă rog eu mult, nu deveniți ciocănitoare, în primul rând, pentru prietenul dumneavoastră.
Deci nu-l ciocăniți la cap. Nu-i spuneți în continuu aceeași frază. Eu am cunoscut pe cineva care îi spunea zilnic unui prieten de-al meu care nu era foarte dus la biserică și așa a rămas. L-am dus la cimitir direct. Domnul te iubește. Domnul te iubește. A uitat să spună care domn, vorba lui. Care domn, domn? Care domn? Cum să mă iubesc bărbat, cum să mă iubească domnul? Da? Observați ce ușor se trece dintr-o... Fiți cuminți, nu folosiți clișee. Lăsați-vă liberi. Respirați. A bea o cafea cu un om este o onoare și pentru tine și pentru el. Dacă la cafea ai reușit să pui un gând bun, bă, uite, am găsit o carte bună. În sfârșit am găsit și eu o carte a lui Darwin. Să-mi arătați și mie în românește. Da? Uite aici, originea speciilor, originalul. Pe care nu-l traduc niciodată românică, pe prima pagină Darwin zice ce zice. Nu vă spun ce zice, ca să mergeți la original. Da? Sau uite, bă, știu că te pasionează foarte mult, știu eu, fizica cuantică. Uite, am găsit un tratat de fizică cuantică. Ia-l! Îmi ești necesar. Poate descoperirea ta va revoluționa cancerul. Îi va vindeca pe oameni. Iar eu, cu Dumnezeul meu, te voi însoți tot timpul. Și mă voi ruga pentru tine. Mai mult ce să fac? A, nu, trebuie să ne scuipăm zdravă. Un cap în gură. Băi, nu ți-e rușine, bă. De ce oare a fost nevoie de discuta pentru religie pentru a se dinamiza marea masă de credincioși? E, acum, la meciurile de fotbal, dacă nu dă gol atacantul, galeria zice una și bună. Doar când dă gol atacantul, hop și galeria, nu? N-ați remarcat că e așa? Foarte rar galerii ca Rapidul care cântă fie ploaie, fie vânt. De ce vă zic lucrul acesta? Să înțelegeți că faptul că facem mai mult zgomot nu înseamnă că am făcut ceva. La zgomot suntem beton. Dacii se spune că atunci când se apropia câte o eclipsă de soare, băteau cu, ia să zic, cu cratițele, cu oalele de... Dădeau acolo să sperie. Nu-i suficient să sperie balaurul ca să nu mai fie eclipsă. Trebuie să înveți tot ce ține despre eclipsă, ca să nu te mai sperie. Deci noi trebuie să fim foarte fermi. N-aveți a vă speria. Noi nu suntem un popor de tântălăi care se tem că nu știu care a zis aia. Fiți cuminți! În ce etapă a păcatului a ajuns să te amăgesc că te poți descurca de unul singur chiar și fără părinte duhovnic? E bine ca un părinte duhovnic să-ți impună să faci anumite alegeri? Eu personal nu practic nicio impunere de alegeri. Și cred că nu ne putem descurca singur niciodată. Omul este ființă comunitară. Eu lucrez foarte mult cu consumatorii de alcool și drog, foarte mult. Acum am mai rărit-o, așa, că dacă tot umblu. Ați auzit vreodată vreun băutor de spirituoasă să spună că are o problemă cu băutul? Eu? Ma! Nu zici așa. Filip, bă, serios, bă. Cea mai interesantă parte din terapie pe care am aplicat-o în urmă cu câțiva ani, acum e mai riscant că s-a dat o altă lege, era să-i filmăm în timpul crizei. Măi, și când le arătam, se distrau de mureau. Să râzi de prostia ta. E singurul lucru pe care îl poți face fără ceilalți. Dar după aceea trebuie să spui probleme și chiar să mergi mai departe. Era înaltul Antonie, înaltul Antonie, mitropolitul de la Sibiu, spunea, avea chiar o predică pe tema cine voiește să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Da, da. Dar nu întrebi pădurarul despre unirea ipostatică și te duci la popă să întrebi cât mai e cotul de lemn. Da? Deci ca să întrebi, trebuie să ai și știința punerii întrebării, dacă vrei un răspuns cum se cuvine. Se poate avea doi duhovnici? Da, păi și 10. Avem duhovnici pe toate gardurile. Ce scopie cu minți? Se poate avea și... Ia să vedem. Unul de suflet. Dar care se află la celălalt capăt al țării și unul la care să mergi când nu poți ajunge la primul. Deci vreau să vă spun că dumneavoastră confundați spoveditul cu duhovnicia. Atențiune! Actul spovedaniei se face în fața unui părinte care are puterea dată de episcop de a ierta, de a lega și dezlega. Duhovnicia înseamnă că te poți duce și la o maică din mănăstire și să-i ceri sfat. Învățați-vă, mai tineri fiind, să întrebați bătrânii. Mă rog. Și pe ceilalți de lângă voi. Era o maică la Tismana, pe mine m-a impresionat foarte tare. An de zile a fost curatorul muzeului de acolo și ghidușa mănăstirii și... Da, la sfârșit părea că e inutilă.
Vine o vârstă când pare inutil. Uneori chiar vine foarte devreme. Și eu citisem într-o carte și îmi zice, Maica, noi eu acum ce fac? Zic, Maica, te pui într-un scaun acolo și dacă Dumnezeu va vrea să ai de lucru, o să-ți vină ăștia de să se facă coadra. Dar du-te acolo, stai pe scaun. S-a pus Maica, eu citisem în viața unei maici, că așa a primit și ea răspunsul de la Ava ei, s-a pus Maica acolo, vreau să vă spun că cea mai... N-a făcut ca ghid al mănăstirii cât a făcut ca Maică stând pe scaun, primind pomenicile, vorbind cu fiecare, pentru că oamenii din lumea de astăzi au nevoie să fie ascultați, nu doar să li se vorbească. Iar a te pune cu bătrânețea ta în stare de ascultare, bine, cu condiția să nu fii surd. Aici o întrebare, observăm că și dumneavoastră, de, mă rog, asta e mai puțin, că ce considerați necesar ca vocea mitropolitului Anania să se facă din ce în ce mai auzită, ținând cont de vremurile aprice pe care le trăim? Ce părere aveți de faptul că acest titan al ortodoxiei și culturii noastre românești este dat uitării? E părerea dumneavoastră. Nu împărtășesc părerea dumneavoastră că acest titan al culturii și bisericii este dat deoparte. Din contră. Citiți-l, dăruiți textele clasice și tipărite ale înaltului, cu măsura că vreau să vă rog frumos să nu uitați că și el este om. Și el a fost om. Să nu vă smintească niciodată dacă pe parcursul istoriei bisericii noastre vor apărea lucruri care vor șterge din efigia unora dintre mitropoliții noștri sau dintre preoții noștri. Țineți întotdeauna ceea ce e bun în mărturia lor. Înaltul Bartolomeu vorbește bine și de unde e acum, să țineți minte. E important să știți că lei chiar de dincolo de groapă, sunt valoroși. Mai valoroși decât mățele de pripas. Cu pot ajuta un suflet foarte drag care a fost amăgit de... Cazino. Bravo! Bă, bă! Ai înainte vedere! Bravo! Să vă spun, în ultima vreme am constatat că boala românilor este, sunt păcănelele. Dacă nu sunt pe... Nu, serios vorbesc. 60% din oamenii internați în anul trecut în centre de recuperare nu mai sunt pe droguri și alcool. Costă prea mult. Da? Păcănele, tătică. Deci, noi nu putem să... Gândiți-vă cum să se bată biserica sau cum să se bată terapeutul cu cazinoul, câtă vreme cazinoul este principalul contribuitor la bugetul de stat. Deci, mie îmi zic așa, să mă bat cu alcoolul, care are timbrișorul pe el și care ce veni la poporul român, ce băi, nu mai atacați, mi-a zis mie odată un producător de produse de astea, CH3, COH. Ce, băi, nu mai atacați, băi, ăștia, fabricile de alcool, că rămâne fără banii voștri la buget. Mă, eu acum îmi explic de ce se întâmplă, ce uite, nici nu m-am gândit. De ce se întâmplă în România, ce se întâmplă? Scoți bani din alcool, îi dai la buget, bugetul ți ție, și tu muncești ca unul, ca e alcoholic. Nu? Da. Deci există un transfer de neputințe prin finanțele acestea. Ei, ce e de făcut la un prieten din acesta? În primul rând, umpleți timpul. Dați-i altă preocupare. Scoateți-l aer. În general, cât mai mult aer. Nu o să reușiți. Cereți ajutor de specialitate. Cereți ajutorul lui Dumnezeu și ajutor de specialitate. Ce am învățat eu în 20 de ani este că nu poți lucra decât în echipă. Nu vă dați seama la cât un țâșbuș de ăsta de abia se ridica în picioare, câți oameni asta să-i suflăm în oase, în urechi, în nas, numai să-și vină în fire. Nici așa s-ar putea să nu reușiți. Pentru că principalul aliat al dumneavoastră în scoaterea lui din cazino este voința lui. Unde voință nu este, nici terapie nu este. Deci ce puteți să faceți? Doar nu o să începeți să-l însoțiți, că să știți că se ia. Știți? Ca băutul ăla care era în autobuz și se mișca și o doamnă, zice, bețivule, la care asta urât-o. Bețivule, urât-o. Bețivule, urât-o. Bețivule. Doamne, mie mâine dimineață îmi trece, dar dumitale nu. Deci, exercitați o presiune pe voința lui și o încercare de a-i dovedi, dar nu papagalicește revin cotcodacul și ciocăritoarea n-a ce căuta în terapie. A, și încă ceva. Nu căutați psihoterapia lui pește prăjit în ulei adus din mangustele din sud-estul Asiei. Da? Deci nu căutați fibrilații de-astea terapeutice. Nu terapia contează, cât terapeutul.
Și unde nu știți, întrebați, mergeți și căutați oameni care să vă îndrume. Citiți cât mai mult. Sunt niște mecanismele jocului de noroc înspăimântătoare. Și ale jocului pe calculator, și ale jocului cu fetele și cu sufletul lor, și cu sufletul băieților, că și ăștia cad victimă. Deci voi vorbiți de el în casino, dar dați la ruletă, măi. Astăzi ies cu Măriuța, mâine cu Vasilica, apoi vine cu Gheorghița. Știți? Grijă mare la Bila Neagră. Ce facem cu nestatornicia, cu nehotărârea duhovnicească? Cum facem să ne asumăm integral crucea, dar fiind faptul că un creștin fără cruce nu mai e creștinism? Da, teoretic ați citat corect. Practic este că nimeni nu-și poate asuma integral crucea, pentru că partea din crucea pe care o asumăm îi aparține lui Hristos. El o asumă pentru noi. Vă rog frumos să vă scoateți din cap citările. Încercați să gândiți singuri la ceea ce vă privește. Putem asuma crucea doar când o vedem. Doar când o măsurăm. Doar când știm pe ce lume ne aflăm. Când ne aflăm numai în mister, așa și taină și părere de sine, ne-am dus. E gata. L-am ajuns la vârsta la care trebuie să ne căsătorim. Vrem să facem asta, dar nu găsim soți. Ce putem face în acest caz? Băieți, care sunteți nesurați? Mâna sus! Mâna sus! Unul singur? Uite, tot am găsit un număr. Da? Doi. Da. În primul rând, emiteți că sunteți oameni, nu abțibilduri umane. Creșteți-vă ca să fiți o bună soție și o foarte bună mamă, nu o viitoare funcționară înțepată în spatele unui ghișeu. O femeie care își câștigă feminitatea și o manifestă, nu rămâne fără gard la curte. Și nu cerșiți iubirea nimănui. Nu merită. Mai bine dăruiți-o chiar tăcut, dar dăruiți-o. De ce anume ar trebui tenii să se ferească pentru a nu avea parte de o căsnicie plină de dezamăgiri? Care este motivul pentru care o femeie are dreptul de a-și părăsi soțul și a destrămat din această cauză o familie cu doi copii? Ma, sunt dureri și dureri, să știți. În principiu, n-ai cum să dai o soluție unică. Este vizibil că nu există motiv pentru care să nu ne mai iubim decât ura. Neîmplinirea, frustrarea unul față de celălalt. În Moldova, unde întrebarea a fost foarte dură, care e limita la care o femeie trebuie să nu mai asculte de bărbat și cât de departe trebuie să meargă ascultarea femeii, am făcut un pic de haz de necas, cunoscând eu tabieturile masculine ale zonei și nu doar. Și am zis, mă, păi aveți grijă să te vină acasă, îi dați jos papucii, îi dați ciorba, îi suflați în lingură. Deci la noi, unii oameni confundă căsnicia cu robia. Măi, oameni buni, fiți atenți. Maica Siloana, Dumnezeu să o ție în pază, zice așa. Ce grijă mare că la cununie se cună robul lui Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Dumnezeu Vasilica. Nu se cună robul lui Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Gheorghe Vasilica. Și vedeți, fiți atenți, dincolo de glumă, vedeți că mai nou ăștia fac presiuni să-l cununăm pe robul lui Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Dumnezeu Vasile. Da? Deci fiți foarte atenți. Nu-i robia neîncetată. Deci nu există înrobirea celuilalt în iubire, ci doar o sporire a limitei lui de a iubi mai cu preț ceea ce face. Pentru mine personal, una dintre limitele care sunt admise în astfel de situație este situația în care, de exemplu, bărbatul vine acasă băut, murdar, înjură, lovește, sparge, își lovește copiii, își bate nevasta și asta ce nu plec de acasă că au copiii nevoie de tată. Dar cu condiția ca tată să nu fie numai o probetă mică. Să fie mai mult decât dăruitorul seminței principale. Adică copiii înseamnă, a crește copiii înseamnă mai mult decât a te culca cu nevasta să-i faci. Clar. E valabil că am văzut că se poate în ultima vreme și la foarte obosite doamne care vin acasă, mai știu pe ce lume sunt. Deci fiți atenți. Când zic alcoolism și zic dependență, nu zic doar de băutura ce se cheamă alcool. Ci de tot ceea ce naște la un moment dat părerea că este necesar să ne rupem unii de alții ca să fim fericiți. Azi de dimineață ascultam un cântec despre singurătatea în doi, dar nu merge când ai doi, trei copii, ceva de genul ăsta. E o semimania așa.
Când iau pe oameni, ce vai, părinte, i-am spune ce trăiesc o singurătate în doi, dar ea are 4 copii cu oameni. Cu coane e problema mea tale. Că ai uitat să numeri 2 la puterea 4-a. Dar nici să mergi la nesfârșit pe un, pe un dramatism de genul ăsta și pe o ură care crește pe zi ce trece tot mai mult încât ajungi să-i pui ciorba în cap în loc să o pui pe masă și alte de genul. Nu e în regulă. Dacă avem lângă noi o persoană care nu crede în biserică, în Sfintele Moaște, nu merge la biserică, ce trebuie să facem? Să renunțăm la acea persoană? Depinde. Dumneavoastră l-ați lua ca să pupați împreună moaștele? Sau pentru că viața e un pic mai mult decât atât? Dovediți prin ceea ce faceți că a merge la Sfintele Moaște înseamnă și un exercițiu de smerenie. Și un exercițiu de bucurie. Nu reduceți toată viața duhovnicească a unui om doar la gesturile exterioare. Asta ne costă. Triumfalismul de aici se naște. Din prea marele accent pe lucrurile exterioare. Poate că nu sărută moaște, dar poate că știe să vă spună că vă iubește. Ia încercați-l. Care credeți că este motivul pentru care tinerii de astăzi sunt mai atrase de băieți mai efeminați? Bă, băieți! Ce ar trebui să fac cu astfel de... Băi, e problema slimului. Deci eu nu i-aș numi pe ăștia mai efeminați gay neapărat, da? Dar toată lumea caută să se îmbrace slim. E la modă. E drept că este o modă Dolce & Gabbana. Măcar ăștia au limite și au spus că nu admit nașterea de copii în cuplurile astea slim. Deci încercați să mă credeți că în general oamenii ne judecă după ce ne îmbrăcăm. Toată lumea teoretic spune, domnule, omul nu poate fi judecat după hainele sale. Aiurea! Aiurea! Toată teama de aici vine. Din faptul că noi, de exemplu, suntem provocați, dar uitați-vă că nici sticla de Coca-Cola nu mai e sticla clasică de Coca-Cola. E o chestie care se mulează. Și când mâncăm, nu mâncăm normal. Ni se propun niște alambicuri de-astea speciale. Uitați-vă la ce prepară ăștia pe la televizor în câte un concurs. O coajă de lămâie cu un snop de paie și o măsină în vârf, gata. Oribilitatea asta estetică se manifestă în foarte multe rânduri. Bărbații nu și-au pierdut bărbăția, dar să știți că pentru asta vor avea nevoie de efort. Sper să nu ne dovedească să avem nevoie de un război ca să dovedim asta. Știți că acolo nu o să putem îmbrăca, să mergem îmbrăcați de la Zara. O să ne strângă cămașa la aruncarea grenadei. Sper să nu ajungem acolo. Ce ne puteți spune despre femeia care în ziua de astăzi și-a pierdut feminitatea? Hai mă, că doar asta nu e o bucată de scoică să cadă pe jos. Numai o ca model pe Maica Domnului se machiază, rujează sau se vopsesc. Păi culmea că ele cred că asta le întărește feminitatea. Of, Doamne! Cum pot ajunge să o văd ca femeie și nu ca un obiect în mâinile diavolului? Păi, Doamne, ferește! M-ați frisonat! În primul rând că femeia trebuie lăsată singură să-și definească feminitatea. Ne tot băgăm noi bărbații pururi afalocrați în seamă la chestia asta. Trebuie să fim atenți. Să mai întrebăm și femeile de ce se machiază. Poate că se ascunde în spatele machiajului ăsta o frustrare, o lipsă de cordialitate a celor din jur. O tot dăm model pe Maica Domnului. Iar eu vă spun că Maica Domnului este de o cochetărie echilibrată excepțională. Ați văzut-o vreodată cu părul despletit, fâlfâindu-i în vânt? Nu, ea tot timpul are părul sub coc, își poartă însemnele fecioriei și celelalte însemne ale prezenței ei în lume. E greu. Astăzi e greu să-ți mai porți ca fată însemnele fecioriei într-o lume a bărbaților foarte duhovnicești, care salivează ca melcii care, când trec pe lângă tine. Extrem de greu. Feminitatea femeii este atacată de însăși concepția masculinității asupra propriei sale masculinități. Imediat cum e femeia îmbrăcată, altfel a luat-o dracu. Dar pe bărbat că se poartă duhovnicește și în capul lui sunt stoluri de ciori, pardon, de păsări minoritare, nu l-a luat-o dracu. Nu l-a luat-o dracu. Adică hai să fim serioși. Dubla măsură. Nu, vedeți să nu semănați cu micuțul parlamentar niciodată, adică pururi absolvent de filozofie, care atunci când au fost duși câinii la pachet în Germania ca să fie violentați, a sărit de 10 metri,
Deși știți că el susține toate minoritățile sexuale, deci inclusiv iubitorii de câini. Și aceeași personalitate marcantă, în urmă cu 2 ani de zile, ne spunea să înființăm bordeluri ca să echilibrăm sănătatea socială a poporului și să avem taxe mai multe la buget, ca să poată zbura în Taiwan mai des. Asta înseamnă că punem câinele deasupra femeii. În gândirea ortodoxă nu este așa și femeii nu îi se poate face un proces de intenții doar pentru că vrea să fie frumoasă. Și să știți că nu pentru dumneavoastră se face frumoasă. Se face frumoasă pentru bărbatul care are nevoie să vadă din când în când machiată și frumos îmbrăcată. Nu mai fiți invidios. Părinte, vă rog să-mi spuneți în caz de adulte, cine are păcatul mai mare? Soțul care și-a părăsit familia pentru amantă sau amantă? Asta e ca povestea cu mama dracului și dracul, știți? Și că Dumnezeu când va pedepsi acest păcat? În viața de aici sau în viața viitoare la judecată? Vă propun să-L întrebați. Eu cred că e o pedeapsă și aici și în viața viitoare. Și știți că pedeapsa cea mai grea în astfel de situație este o falsă fericire. O bucurie, un entuziasm care te cuprinde și apoi dispare aproape în întregime. Și te aruncă în altă prăpastie mai mare decât cea din care ai încercat să te salvezi, căutând să urci pe altă funie și pe alte mâne cât ți-a îngăduit-o Dumnezeu. Bănuiesc că sunt pedepse pentru fiecare lucru, dar cred că Dumnezeu este un pic mai atent decât noi la nuanțe. Cum se poate vindeca gelozia? Foarte greu. Și aici e o întrebare. De ce este de evitat o căsătorie cu un gelos? Pentru că pururea va găsi subiect de gelozie în fiecare gest pe care îl traversați. Mie mi se pare că e cel puțin un alcoolism de sensuri gelozie. Are cu sine o construcție extrem de periculoasă. Totdeauna se vrea băgat în seamă, mai mult decât este. Și e suficient, un om poate fi gelos și pe un firicel de vânt, să știți. O poveste din Maramureș spune așa că la un moment dat, un soț și cu soața lui s-au dus la o nuntă și în timp ce ședeau ei la masă acolo, o căscat un vecin de-al bărbatului, o căscat și muierea. Iar o căscată la asta, iar o căscată. Bă, și ăsta nervos! Firai tu, de a luat-o de plete, o omor cu mâna mea, uite, și face semne. Și face semne cu ăsta la masă, e gata. Și o luat o funie și a plecat cu muierea să o spânzure într-o livadă. Și căta o cracă mai mare, așa, s-a uitat în stânga, în dreapta. Dacă are o băbuță care iese după colț, zice, măi omule, ce te uiți, ce te plimbi din pom în pom precum căscatul din om în om? El numai atunci a raționat ce face. Deci ca să n-aveți de lucru și cu căscatul, renunțați la căscător. Într-una de 17 ani din familie creștină a început să se drogheze. Care sunt pașii care trebuie urmați concret după rugăciune? Să vă adresați unui specialist. Faptul că cineva are fundament creștin în familie nu e nici bine, nici rău. Să nu uitați că acolo unde e creștinismul mai puternic, acolo e și dracul mai cercetătoriu. Nu, de aia toate mănăstirile noastre sunt ca niște dopuri, niște astupușuri puse pe gur de iad. Clar. Li se și întâmplă mai multe decât nouă, dar nu ne spun ei tot. Da? Deci, în primul rând, căutați la medicul de familie să vă ajute să găsiți un specialist care să se ocupe de om. Dacă vrea. Dacă nu vrea, puteți să ne punem în genunchi toți din sala asta și încă vreo 100. Și s-ar putea să nu reacționeze. Ba chiar îi va prinde bine, îi va spori orgoliu. A, uite ce putere îmi dă drogul asupra oamenilor. Poți să-i pun să îngenuncheze și o grămadă. Pentru că omul care se minte că e bine, va zice bine oricărei minciuni care îi va aproviziona părerea de sine. Am probleme de ani de zile cu o patimă. Nu o spunem care, că nu-i frumoasă și vă dau idei. Eu vreau să vă spun că sunt patimi care țin de singurătate. Recomandarea mea pentru cei care aveți patimi de singurătate, uniți-vă cu oameni de calitate. Căutați să vă împărțiți timpul mult mai bine, să vă creați o cultură a singurătății în care să nu vă mai simțiți singuri. Și închideți odată pentru totdeauna wireless-ul de la laptop. Cum se poate face o nuntă creștină în cazul în care părinții doresc o nuntă modernă? Opuneți-vă. Nu știu. Nu știu pentru că aici în mine se bat două imagini.
respectul față de părinți și respectul față de Dumnezeu, care înaintea lui Dumnezeu sunt una. Căutați să le împăcați pe amândouă. Propria mea nuntă a fost un șoc pentru mulți dintre colegii mei, pentru că, în ciuda faptului că s-a cântat, am cântat noi. Am povestit. Am avut liturghie. Să nu vă închipuiți că dacă mergeți la liturghie și pe aceea, gata, v-ați făcut datoria și ce nuntă creștină, avem, ne-am împărtășit. Și atunci de ce v-ați mai pupat la nuntă? Dacă v-ați împărtășit în ziua nunții, nu? Nu treceți în extreme, ci gândiți într-un mod în care să nu jigniți pe nimeni și să căutați să le dați oamenilor cinstea ce li se cuvine. Să știți că sunt mulți oameni în România care dacă ai chemat la o nuntă de suc, ar crede că îi jignești, că îți bați joc de ei. Atât ai duce capul. Eu în ultima vreme am o mare problemă pentru că am niște mămici cărora le-am îndemnat fetele să se mărite mai repede și au venit mămicele la mine foarte tulburate că le stric rânduiala nunții. Că n-au găsit sală, n-aveau rochie, n-aveau aia. Dar mama, te ales, măriți fosta fată sau măriți mireasa? Ei stau de 3 ani împreună, doar nu ar sta să bea ceai și să mănânce chiftele, nu? Ajută sfata sau băiatul să nu mai stea în curvia. Apoi unește și dă-i mai departe sensul fundamental creștin al nunții. Să fiți foarte atenți și să nu exagerați niciodată. Echilibrul cu părinții se ține și din astfel de amănunte. Dacă știți să organizați corect lucrurile, e perfect. Am un student de-al meu care a insistat părinții să pună muzică, niște boxe cât pereții, așa. Mă că băiatul ăla și mai deștept decât ei, l-a rugat pe un prieten de la lor de la fabrica de lumină, de, cum să zice, de la electrică și-o tăia curentul. Știți că a fost pe internet un tânăr din Chișinău care avea pe o hârtie, băi, tehnologia a ajuns atât de departe și tehnica încât trebuie să fii prost ca să mai crezi în Dumnezeu. Și a zis, gică-ți, taie rusul curentul să vezi tu tehnologie. Deci încercați să folosiți metoda cea mai bună. Și apoi să știți, vă mai zic un lucru. Există modalități de a rupe nunta spre lucruri pozitive de fiecare dată. E suficient ca un grup de oameni care cred ca și tine să se retragă într-un colț de sală, să înceapă să cânte și ceilalți din respect vor sta împreună cu ei. Dar propuneți-le ceva. Alternativa la modern, la creștinism, nu e modernul. E tot creștinismul. Părinte, peste puțin timp eu și prietena mea ne vom căsători, dar nu știu ce să facem. Cum adică? Aha, stați. Rudele și chiar unii preoți ne spun să facem petreceri. Noi vrem doar să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Restul sunt mofturi. De acord. Dar nu vă mai întrebați rudele și preoții, ci pe mama și tata. Și când nu-i aveți, pe următorii în grad. Și întrebați-vă voi mai des ce vreți de la viață. Păi și când ei zic asta? Nu știu cum să zic. Serios că n-am niciun răspuns. Deci e atât de complicată treaba, pentru că am văzut născându-se adevărate drame la părinți. Eu cunosc o mamă extrem, atât de supărată de treaba asta, încât a terminat-o forever. Dar nici nu i-aș da dreptate să intre ei peste nunta mea. Trebuie găsit un echilibru. Exact ce spuneam înainte. Găsiți o alternativă. Cea mai interesantă alternativă pe care am văzut-o până acum vreodată în viața mea, niște prieteni de-ai mei tineri care urmau să facă nuntă au renunțat la sală, deci cu totul, la orice fel de sală. La noi știți că la Sibiu mai avem și dealuri acolo. Au plecat într-o poiană de munte, au pus un vițel la proțap, au luat și băutură, dar nu la cantități încât să înveți pe cineva. Deci cantități minimale. Cu ce au mai avut pe acolo și fără muzică au tras un foc de la tâlhăresc. Deci toată lumea mofturoasă, vă dați seama cum au arătat aia la un moment dat în costum, în mijlocul pădurii. Dom'le, dar aveau nevoie, inclusiv voia să li se spună că poate fi și așa finalizată o nuntă. Și să știți, darul a fost de 4 ori mai mare decât se aștepta oricine. Fără glumă. Nu, pentru că oamenii chiar așteaptă să respire. Fie vorba între noi, în general, părinții insistă să facă nunta pentru că ei au fost la alte nunți și trebuie recuperate amenziile luate acolo. Înțelegi ce zic? Deci asta e singura modalitate. Spuneți-le că acoperiți gaura din altă parte să vedem dacă merge așa. Dar e prea încălcit sistemul ca să poți să-i dai de capă dintr-un altul altul. Mai zis, la mine a fost așa o alternativă. Eu n-am jucat la nunta mea și eu am jucat bine în tinerețile mele. Jucam bine de tot. Și o cunoștință foarte... cineva la care noi țineam foarte mult și eu și soția s-a uitat pe caseta video unde n-am dansat
Și ultima secundă m-am pus în cerc împreună cu colegii mei și am dat așa o roată, dar fără a fi dans, râzând cu ei. Uite că ai jucat și tu zi. Nu te gândi la secunda pe care am jucat-o. Gândește-te la altele ore în care n-am jucat, deși puteam juca. Deci, noi nu putem să dăm mărturie pozitivă decât renunțând, nu construind o rezervă și o rezistență cu orice preț, cu moartea pe moarte călcând. În general, părinții se cam lasă copleșiți până la urmă. N-au ce face. Cedează ei, mai cedați și voi. Chemați un negociator, un moderator, un mediator, nu un meditator, că după aia este rău. Dar eu am problema asta cu preoții noștri, care ei înșiși încurajează de foarte multe ori părinții să facă... Cum voi, dar ce v-a stâmpit? Dar biserica nu spune. Biserica nu spune să faci nuntă de suc, dar nu spune nici să te îmbeți ca porcul și să-i scoți pe aia de pe sub masă. Da? Nici aia nu-i nuntă, că îți derferești propria bucurie. Cum te poate ajuta credința în Dumnezeu să ai încredere în aproapele? Închipuiți-vă că nu poți să ai încredere în aproapele fără să crezi în Dumnezeu. Pentru că, de fapt, regula este aceasta. Hristos din mine crede în Hristos din aproapele. Și așa, împrietenindu-se ei și făcându-se una cum sunt, și eu mă pot apropia de celălalt cu mare ușurință. Oricum, oamenii credincioși, să știți că în sine, oamenii credincioși se iubesc mai mult decât necredincioșii. Cu o singură condiție. Să nu fie conștienți de marea lor credință. Cununia făcută pe malul unui lac are valabilitate în fața lui Dumnezeu. Cu Lot, ca așa. Fata, fiică de preot. Bă, aceasta sunt scenarii. Câte scenarii, câte... Ce să zic? La nuntă se aplică Duhul Sfânt, nu se aplică locașul, da? Dar e bine de făcut într-un locaș cu nunia, tocmai pentru a cointeresa sufletul să se simtă protejat. Am avut și eu odată niște, pe vremea când nu era dat nicio hotărâre de la Sfântul Sinod de a face nunta în spații nepăgâne, am avut niște motocicliști de ăștia răi, călare pe motociclete, care au zis că ei vor să facă într-o o parcare super faină acolo la muzeul satului. Am stat, eu le-am zis, bă, aș face, dar n-am cum să vă pun pe cap cu ununile, că voi vă puneți casca și nu merg. Au început să râdă din glumă în glumă, măcar i-am adus în biserică, dar am participat la o nuntă ieșită din comun cu oamenii. Chiar îmbrăcați așa cum erau ei, în haine de piele, a fost extraordinar de mare comuniune între ei. Extraordinar de mare comuniune între ei. Și să știți că oamenii ăștia sunt mai frumoși în biserică decât prunele acrite ale fețelor noastre. Decât creștinii botezați în oțet, cu un pic de piper, așa. Erau faini tare. De ce băieții teologi sunt mai atrași de fete moderne? Machiate, care de multe ori nu au nimic în comun cu chemarea pe care o au aceștia de viitoare preoteasă, model al femeilor din comunitate. Nu știu. Probabil că au nevoie și ei să respire om. Ei sunt sfinți așa din start. Ei fiind sfinți, mai vor să se simtă oameni din când în când. De ce fetele din ziua de azi ignoră băieții de la teologie? Vedeți ce proști sunteți? Dacă ați stat mai mult de vorbă și nu ne-ați ascultat pe noi, ar ieși mai bine. Mai chemați-vă și voi la un ceai, mai faceți câte o unitate de asta, că discoteci nu putem face, dar un ceai se poate bea. Mai vedeți-vă unul, patru, mai... Nu e adevărat, nu. Nu e. E o minciună totală. Nu. Da, Duhul Sfânt. Care a pus întrebarea ca să vedeți cât de lipsiți de sinceritate sunteți între voi. Că doar lucrurile astea le vedeți tot timpul, le semnalizați. Acum, să vă spun cinstit, eu n-aș merge ca fată pe stradă cu unul care se crede deja Dumnezeu. Nu? Care dictează lui Dumnezeu cum trebuie să arate nevasta, parohia, cariera, care judecă pe patriarh, pe sinod, dă cu toți de pământ, profesor. El e Sfântul Sfânt. Mă, cu ce să faci? Că ăla deja e sfânt. Gata. Pa! Cu ăștia care nu-ți prometeu, te mai descurci așa. Dar cu ăștia care-ți prometei înlănțuiți. Vocația preoției nu anulează omenitatea. Când un preot și-a pierdut omenia, și-a pierdut ce are mai de preț. Să știți că harul principal al Duhului Sfânt este bunul simț. Că nu mai e cu bun simț popa, e un mitocan cu bocanci furând hainele lui Hristos. Și atât.
Care este mecanismul orgolului feminin? Nu, fetelor, teză de doctorat. Scrieți! Nu vreau să mai am, aud de tine. Nu. Păi băi, oameni buni, dacă scrieți așa urât și așa de alambicat, ce să mai audă de voi? Să vă spun, există o modalitate de a seduce omul de lângă tine, fie că e bărbat, fie că e femeie, prin luciditatea de care dai dovadă. Trebuie să fiți limpezi. Și nu limpezi că, da, vino, mergem, stai jos, fă, ridică-te, fă. Fă ministru, cam așa. Da? Deci nu dă-stea. Când zi limpezime, spui ce vrei, peste că, eu pe mine mă distrează la noi la Sibiu când se căsătoresc studenții cu fete de la politologie aplicată. Ce să fac ăia cu coana politolog în fundul curții, bă, tată? Aia n-au asfalt, n-au WC-ul în casă. Aia vine politologa într-un sat și prima dată toți sunt, uitați, toți sunt foarte încântați. Părinte, o parohie mică, să simt eu preoția lucrătoare. Bă, într-o lună le trece la toți, auzi? Bă, ce rău am nimerit. Știți, părinte, nu vin decât doi oameni la biserică. Păi, bă, tată, dar tu ai zis mic, așa să-i poți mântui. Păi, doi oameni îi poți mântui. Tu vrei acolo 100.000 de apartamente. Bă, atunci nu prea vrei să te mântuiești. Și el ia câte o fătucă de asta săraca și în capul fetelor, cum au o preoteasă, asfalt, mașină, ușurel, fetelor, ușurel. Ușurel. Ălea sunt ocupate. Voi trebuie să gândiți din stat că preoția voastră, pe lângă preoția soțului dumneavoastră, este mai mult o chestiune de cord decât de card. La fel și băieții. Da? Creșteți-vă pentru lucrurile grele, nu pentru fițele de preoteasă. Cu pălărie, fără pălărie, cu bastă, fără bastă. Am aici o... Okay, de, ce păream despre attached parenting, principii expuse de doctor pe... Nu, nu, n-am citit asta. Am citit una de parenting vreo 10-15, dar asta chiar n-am citit-o. Ce le putem spune celor care spun că sunt nehotărâți ca să nu mai... Nu sunt hotărâți dacă să creadă sau nu în Dumnezeu. Să n-ai ce să le spui. Ce să-i spune? De exemplu, ce, părinte, exact așa se întâmplă. Ca unul care crede sau nu crede în Dumnezeu, deci e nehotărât în ceea ce privește credința, e ca unul care se îndoiește de propriul lui părinți. Și nu știu, asta e mama, nu-i mama, asta e tata, nu-i tata. E pururea în dubiu. Știți? Gândiți-vă că așa, întrebarea asta e, sună cumva. Dar când tatăl tău a murit și nu mai seamănă cu cel care era viu, tocmai ca să vezi să rupă sufletul când îl pui în groapă, nu mai e aceeași întrebare. Credința în Dumnezeu se dobândește în situații de luptă, nu în situații de pace. Ce credeți voi că e, înseamnă credință la voi, este funcțională până când ești dus la marginea prăpastiei. Acolo se măsoară credința. Să dea Dumnezeu să nu vă măsoare nimeni niciodată. Să rămâneți voi așa îmbătați de ideea ce credincioși sunteți. Știți? Dar în general, credința numai în sistem de luptă se poate vedea și vădi. Ce părere aveți despre Elimination Communication, metoda prin care poți crește copii mici fără scutece? Cu Pampers, nu? Fiți copii cu minți, nu luați toate modele. Ce părere aveți despre cezariană? Haideți să vă spun un lucru pe care vreau să rețineți. Sunt întrebări care se pun într-o conferință și sunt întrebări care se tac într-o conferință. De exemplu, voi... De exemplu, pe mine nu m-ar deranja dacă v-ați întrebat dacă sunt normal sau nu sunt normal la cap și nici dacă m-ați întrebat public asta. Dar ar trebui să vă doară cumplit, să puneți întrebări care vizează existența 80% din populația României. Cam atât s-au născut din cezariană și nu toate pentru că sunt leneșe mamele. Ci pentru că firea feminină a degenerat. Că din nenorocitul stil de viață românesc a început să dispară naturalețea. Efortul ginecologilor români pe care eu îi cunosc și sunt de mare calitate este să ajute mama să nască cât mai mult natural. Stă cineva să-i asculte? Na.
Nu, noi dăm știri cu bebeluși căzuți de pe scaunul de naștere. Dăm știri despre, ca la preoți cu botezul, că, vai de mine, nu scufund. O doamnă, o doctoriță pediatră îmi spunea odată dintr-un studio de televiziune: părinte, eu ca pediatru vă spun că puneți pericol, copilul în pericol când îl botezați. Și am zis, doamnă, dumneata, îmi spui ce îngrop la copii? Copiii care mor, nu mor de mâna popii, cât de mâna pediatrului și de competența lui cam 60%. Că îi dăm albastru de metil pentru toate cele. Nu vă băgați în lucrurile care nu vă privesc. Și dacă vă privesc obsesiv și deosebit, întrebați-vă duhovnicul. Eu nu pot să am păreri despre lucruri care vizează viața sau moartea unor oameni. La genul acesta. Am citit într-o carte de-a dumneavoastră, dar nu am înțeles o întrebare a cuiva care spunea că a citit un canon care spune că dacă soțul și soția se nasc împreună la un botez al unui copil, nu pot să mai trăiască împreună. Băi, pot trăi, dar nu se pot cununea. Deci dacă o fată nemăritată, cu prietenul ei cu care nu s-a măritat, se duc să boteze un copil, devin părinții spirituali ai copilului și s-a creat o rudenie spirituală. Ce e atât de greu de înțeles? E ca și cum deja ar avea un grad de rudenie peste care nu mai îngăduie căsătoria. Punct. Fiți mai atenți. Ce modă e asta? Părinte, dar eu iubesc pe colega mea de bancă și ea vine cu prietenii. Lasă-vă pe ea. Ăia să zică crezul, să cânte, Isaia, nu că la nu se cântă la botez. Să spere copilul, să ne dea pe împăr și la mână. Dar nu integrați în efortul liturgic al fundamentării vieții unui copil. Ce părere aveți despre pedagogia contemporană, despre sistemul actual de stat de învățământ? Ce putem face pentru a fi bun profesor? Să fiți performanți. Un profesor bun este un profesor performant. Nu vă mai întrebați ce aveți de făcut. Faceți pur și simplu. Fiți mai intuitivi. Genializați-vă, dacă vreți. Ieșiți din manuale. Nu mai citați copiilor ce vi se pare că a fost important în cultura voastră pedagogică. Pur și simplu fiți pedagogi. Pur și simplu. Pe mine mă distrează toate creațiile de metodologie, vorbesc despre metodă, metodologie, metodic, dar uite să ne spună că metodu înseamnă drum împreună cu. Nu mai merge nimeni la rădăcina cuvintelor. Nimeni nu mai merge. Bine, acum e și greu, că greaca și latina se mai învață la proști ăștia de pop, la decriptații ăștia, că nu sunt stare de nimic, la scursurile societății și viermii ăștia vampirizanți. Am citit acum din Dragoș al lui Pătratu, da? De la starea greața națiunii. La emisiunea Grația Națiunii, da? Deci fiți atenți un pic. Pedagog înseamnă, în primul rând, să știi să asculți copiii, nu să le vorbești tot timpul. E fundamental. Și vă rog, nu mai țineți ore de 50 de minute. Și soneria e sătulă să stea 50 de minute. Un copil modern este atent 7 minute. Poate să rețină o informație nouă în maximum exprimată în maximum 7 minute. Restul, polologie. Umplem timpul cu cuvinte. Ca să-i limpeziți, faceți așa. Recapitulați jucându-vă ce ați predat în ora anterioară, nu dând note ca un măgar pe tema copiilor și nici dacă știu sau nu știu să răspundă, nici un copil din lumea asta nu este obligat să răspundă ce ai vrea tu în clipa aia să-ți răspundă. Punct. Poate l-a dormit mai seara de dimineață sau a avut o colică. N-a dormit. De frică că-l asculți tu, viperă, la catedră. E valabil și pentru ăștia universitarii, chiar și pentru universitarii în reverendă. Nimeni nu este obligat să pice perfect pe răspunsul pe care îl așteptăm. Noi trebuie să ne mulăm nota, crescând-o tot timpul cu fiecare cuvânt adăugat în plus cu valoare în răspuns. Și altele. Cum poți să știi dacă e timpul să pleci din viața cuiva? Se simte, credeți-mă, stați liniștiți. Îngheață geamurile, se blochează ușile. De ce alegem ca ortodox să slujim mai degrabă literei care ucide și nu cuvântului dătător de viață? Asta este așa o speculațiune, este o concluzie avana letră. Nu cred că aveți dreptate. Ce oare prostituatele, homosexuale, sinucigașii, drogații, etc. nu sunt obiect al iubirii și ajutorului nostru? Dar cine v-a zis că nu sunt? Grijă cu homosexualii numai. Să nu dovediți chiar obiect. Participăm la marșul pentru normalitate, dar nu ștergem lacrima de pe... Astea sunt prostii. Auziți ce? Deci participăm la marșul pentru normalitate, dar nu ștergem lacrima de pe fața celor care fac păcate strigător la acela. Asta e părerea dumneavoastră. Pură și neavenită. Nici nu mai citesc că pierdem timpul. Să vă spun, există oameni care sunt descriși de
Sfântul Ambrozie de Milano și de Fericitul Augustin, care se închid în casă în mijlocul zilei, trag obloanele și spun că soarele n-a răsărit pentru că ei nu-l văd. Deschideți-vă obloanele și mai căutați. Biserica asta nu stă pe părerile unor handicapați în mediocritate, ci pe ale oamenilor care se bagă în tranșee și luptă ca proștii și nu așteaptă nicio medalie de la nimeni și nicio aplaudă de la nimeni și un pupat de la nimeni. Terminați cu prostiile, ieșiți în trăiți în biserică să puteți vorbi despre biserică. Nu într-un colț de suficiență mediocră. Sărut mâna, părinte, și eu. Aș vrea să vă întreb despre creativitate. La ora pe care o am la secția mea, ni s-a cerut să definim acest concept. Eu i-am răspuns profesorului că înseamnă iubire, raportându-mă la creaționist, ca să zic pe scurt. Însă sunt curioasă, dumneavoastră, ca preot, ce părere aveți despre creativitate? Creativitatea înseamnă copărtășie cu Dumnezeu la umplerea de sens a lucrurilor. Dați sens lucrurilor. Asta înseamnă să fii creativ. Să dai un sens lucrurilor. Două dure de pix pe o bucată de hârtie igienică nu e operă de artă. Și nici articole de la Kamikaze nu sunt jurnalism. Sunt pornografie. Ca să dați sens, trebuie să descoperiți cui se adresează în final actul creator pe care îl propune. Părinte, cum să procedez dacă simt o legătură vie între mine și duhovnic? Vie. Ieșiți din vie. Ușurel, mai ușurel, că până și duhovnicii sunt oameni. Nu întotdeauna reverenda îi scutește de ceva. Încheiați legătura vie, mortificați-o la borcănaș și vă mutați la alt duhovnic care, din fericire, poate fi și duhovnicul duhovnicului dumneavoastră. Măcar pentru un moment. Ce părere aveți despre ora Pământului? 8 și 22. Deci, oameni care cheltuie cât orașul București ca să-și lanseze o rachetă pe care o testează, ne cer să stăm o oră la lumânare ca să facem bine Pământul. Sigur că trebuie respectat de așa un fel de prietenie socială. Dar n-ar fi mai bine dacă, de exemplu, săptămâna patimilor n-am slujit cu luminile aprinse în biserică, ci doar cu lumânările, așa. Și n-am mai aprinde televizoarele măcar în săptămâna, și nici laptopurile. Și nu ne-am mai încărcat celularele în săptămâna patimilor. Cât curent s-ar reduce atunci, nu? Și deși foarte multă lume dorește canonizarea Părintelui Arsenie Boca, sunt unele voci care spun că trecerea lui în rândul Sfinților ar fi o greșeală. Ce părere aveți? Eu m-am săturat de flașnetele din biserică. Uitați-vă ce se întâmplă, cât ajutor are cel care se roagă Părintelui, cine trăiește după principiile de viață ale Părintelui, ce câștig duhovnicesc au, și eu cred că deja e în sinaxar. Sinaxarul nu se scrie doar pe perete să fie lipit pe o hârtie strălucitoare, ci pur și simplu. Eu nădăjduiesc și știu bine ce zic, că se apropie o clipă măreață și pentru biserică și pentru detractorii Părintelui Arsenie Boca. Știți, ăștia care tot mănâncă din Părintele și de pe urma Părintelui, ei și vor fi surprinși ce sunt e Părintele. Există un preot care locuiește în Grecia, care purul are câte ceva de comentat pe ereziarhi, pe bagă el acolo, canoane, anatem, nu zic, că nu, am uitat cum îl cheamă. Eu sunt de acord cu multe excese în viață. Dar e bine să nu inventăm nimic. Părintele, în primul rând, Părintele Arsenie Boca, vă rog frumos să-l demitizați. Nu intrați în jocul mistificării lucrurilor pe care le facem. Părintele nu e un vraci din vârful muntelui. E un preot din adâncul raiului. Și cu asta am terminat. Cum reușim să regăsim sensul vieții atunci când ești în depresie gravă sub medicație zilnică? Cred că trebuie să vă căutați alt sprijin decât medicația. În general, cere sprijinul oamenilor care vă iubesc. Părintele Pantelimon de la Oașa spune că cea mai bună vindecare de depresie este o strângere zdravănă în brațe ca să-ți arate omul. De-aia făcea Părintele Teofil treaba asta. Te strângea zdravăn ca să anuleze de la tine orice fel de îndoială. Depresia este o formă a faptului că te îndoiești că ești iubit. Îndreptați îndoielile și ce părere aveți despre Cartea Pântecul Desfrânatei? Cât adevăr se regăsește în ea?
Cred că mare parte din adevăr este subînțeles și nu e acolo, oricum nu e în carte. Multă este inventare, dosarele s-au scos la iveală, dosarele de securitate ale celui care era băgat tot timpul la înaintare. Ca preot, vă recomand să nu citiți cărți de la care vomiți. În general, cei care cărora le place să scrie, să epateze prin asta, să fie sănătoși. Avem și noi nimfomaniacii noștri, ca să nu zic mai mult. Și volumul 1 și volumul 2. Societatea actuală solicită viitor preoți în duhovnicii sau viitor preoți ancorați în nevoile oamenilor? Și. Echipuiți-vă că avem un capitan pe mare care e în duhovnicii. Și stă el rugăciunea acolo. Capitare, în ce direcție o lăbdu? Știu, Domnul, să delumineze. Pe de altă parte, gândiți-vă că aveți un capitan care e bărbat adevărat. Citește bine busola, dar nu comunică. N-are cuvintele la el. Reite, băi, dreapta, reite. Băi, șeful, dar în ce direcție? Nu contează înainte. Nu? Eu cred că viitorul este al oamenilor, al oamenilor care se echilibrează în tot ceea ce fac. Iar echilibrul e dat, cum am zis, de bun simț și de Duhul Sfânt. Ce biserica prin creaționism neagă structurile universului evoluționism. Problemă. Sfântul Vasile cel Mare, în omilila Hexaimeron, spune... Nu băga nasul în taină. Exact așa zice. Nu băga nasul în taină biserică. Băi, dacă tu zici, traducere liberă. Ci bucură-te de ele. De la această structură astronomică a universului există la nivel ontologic. Băi, oameni buni. Obosez și eu. Haideți să vă spun un lucru. Dacă știți ce zice Sfântul Vasile cel Mare, ce mai întrebați? Aveți o traducere nouă, văd că aici. Cine v-a spus vreodată că biserica nu se uită la dezvoltarea științei. Suntem atenți, o urmărim, ne bucură fiecare element din evoluționism care întărește creaționismul. Cum să fim împotriva evoluționismului? Noi ne prinde bine evoluționismul. Arată realitatea creaționismului. Asta spune să nu-ți bagi nasul. Dacă nu știi fizică cuantică, de ce ai vorbit despre de ce ai ține o predică despre fizică cuantică? Nu-i mai frumos să-i vorbești unui copil despre cum se mănâncă un măr și să-i dai, și să-i dai mărul să-l mănânce cu tine, decât să-i vorbești despre cum se seamănă floarea soarelui și să treci în alte forme? Aici un farmec. Sfântul Vasile cel Mare nu cred că îndeamnă să ne băgăm nasul. Cineva să ne băgăm nasul cu măsură. Cât de important este pentru un tânăr să respecte canalele date de către preotul duhovnic? E important pentru că e ca un antrenor. De-aia pierd echipele mici, în general. Pentru că n-au disciplină de joc. A ține canon înseamnă, de fapt, a ține disciplina de joc. Părinte, cred că Dumnezeu nu mi-a dat niciun dar. Dar scrieți frumos. Frumos? Scrieți frumos? Bine. Atent. Uitați, deja v-ați descoperit un dar. A scris frumos și a fost aplaudat. Cum se explice unui tânăr de 16-17 ani care, deși merge la biserică, este dependent de calculator, de ce Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor sale de fiecare seară în care cere de la Dumnezeu să-l vindece de patima calculatorului? Haideți să vă... Nu știu, mă gândesc și eu. Cea care mă întreabă, am crescut împreună, să știți, la Brașov și o îmbrățișez cu toată dragostea. Cred că unui copil de 16-17 ani nu poți nicicum, da, nicicum, să explici de ce nu-i ascultă Dumnezeu rugăciunile. Trebuie să-i spui doar atât că Dumnezeu ascultă rugăciunile în contextul în care închide calculatorul. Să închide calculatorul să se roage, să-l aprindă iară, nu? Cum zicea Sfântul, la un Sfânt s-au dus dacă o pot să fumeze, nu, să ia binecuvântarea să fumeze. Ce frate, dacă... Orice lucru faci, dacă poți să faci cruce înainte și după ce îl faci, e bine primit. Ia vezi, Doamne, binecuvântează țigara asta. Poți să vezi? Și la sfârșit, Doamne, mulți ani de țigara asta. Nu prea ține. Da? Nu prea ține. Nu-i forțați să se roage pentru lucruri care se pot rezolva altfel. Stați de vorbă cu el și încercați să-l duceți către cineva care cu maturitate să-l facă să zâmbească asupra propriei sale neputințe. Pentru că a nu putea să nu-ți la calculator este o neputință hilară până la urmă. Mari bărbați ai neamul ăsta care nu mai pot fără tablete și fără telefoane și fără frână de mașină. De puternic suntem că dacă ne-a sărit frâna la mașină, s-a dus puternic. Dar rămâne de discutat.
În legătură cu milostenia, două puncte. Când face milostenie, trebuie sau nu să-i cercetăm pe cei care le face milostenie? Cum să-i cercetăm? Măi, nu la băieții de la DNA, da? Faceți milostenie ca un anumit primar, vă rog. Trebuie să vedem ce face cu milostenia noastră pentru a ști dacă îl mai miluim sau nu e treaba noastră. Eu cred că nu e treaba noastră. Părerea mea personală. Nu vi s-a, așa e că vi s-a întâmplat și vouă să vă ceară cineva pe stradă un leu și voi să-l dați și când ați intrat în primul magazin să conștientizați că exact un leu vă lipsește să vă cumpărați ceea ce vrea să vă cumpărați. Ăsta e testul că ați făcut milostenie. Când ceea ce ați dat vă lipsește, dar se împlinește un produs mai bun, mult mai ieftin, pe care îl vedeți acolo sub ochii voștri. Pentru că mai fericit este a da decât a lua, dar și a lua seamă să nu dai celui care nu știe să primească. Părintele Sabatie Baștavăi chiar avea povestea asta, când unui bețiv, când vrei să faci pomană, trebuie să-i dai un pahar de țuică, unui alcoolic. Mă gândeam, bă, bate câmpii, dar nu. Pentru că el spunea că, de fapt, lui aia îi trebuie. Și până îl faci să iasă din aia, trebuie să muncești în fiecare zi împotriva paharului. Deci milostenie înseamnă să-i dai și să muncești împotriva ceea ce îi dai. E greu. Cel mai bine închideți ochii și dați cu ochii închiși. Păi, de cum trebuie să ne purtăm cu ereticii? Nu mă provocați, vă rog frumos. În primul rând, să diagnostizați corect erezia. Să nu vă trăiți că ziceți eretici la unii despre care sunt mai buni decât voi. Cum pot scăpa tinerii de gândurile de hulă care îi chinie, chiar dacă le spovedesc și se împărtășesc? Hulă la adresa cui, că asta e una dintre probleme, dar cel mai simplu este mergeți acasă, băgați-vă capul în pernă și ziceți în perna aia tot ce aveți pe suflet. Descărcați odată pentru totdeauna. Și reveniți. Și când vă apucară, mai mergeți odată, că o să vă săturați voi și vă să mai guliți. Și nu, în ultimul rând, cereți ajutorul duhovnicului. La el e cheița franceză. Cineva zice că se uită cu poftă la trupul fetelor și vrea să scape de viciul acesta. Foarte bine. Nu vă mai uitați la fete. Dar nici la băieți, da? Fiți mai atenți în direcția în care priviți. Ce ai, zice, părinte, profesor, ce se poate face când ai pe conștiință 20 de avorturi și te mustră conștiința? Zice, preasfințitul Macarie a spus aseară că la judecată vor veni și pruncii avortați. Mai am eu speranță de mântuire? Pe pot să zic altceva decât un episcop? Eram în primul an de preoție undeva la Turceni, de unde se trage domnul Șova, are numele acum. Și am spovedit marți, miercuri, joi, până vineri dimineața, aproape în continuu, cu câte o pauză de o oră jumate pe noapte. Dacă aveam capace, erau sărite de mult. Capacele mele aselenizau de mult. Eram atât de obosit încât, real, nu mai puteam să fac nimic. Și m-am mutat de lângă Turceni, într-o localitate din apropiere, unde preotul local făcuse mari minuni. Mari, mari. Luase clopotul și îl vânduse la turci. Lăsase într-o decădere totală viața oamenilor, pentru că nu-l interesa. Când am ajuns acolo, oamenii așteptau cu furi și topoare. Ne-am împrietenit repede. Au constatat că nu e preotul ăla care l-așteptau. Ei, în efortul de acolo, cel mai important a fost următorul moment în care, la un moment dat, spovedind, a venit și o doamnă cu mai mult de 20 de avorturi. Eram în primul an de preoție, am crezut că îmi pică cerul în cap, că știi, în primii 2, 3, 4 ani te cutremuri, așa nu-ți vine să crezi. Păi te obișnuiești. Din nefericire sau din fericire. Și la un moment dat, ce să-i... Îi zic, Doamne, uitați, nu, să nu veniți la împărtășii, vă rog, stați acolo în colț cu minte, după ce se împărtășește celălalt, o să stăm de povești, o să vorbim împreună, ți-ai găsit. Cine credeți că a fost prima la împărtășit? Hop! Nana Fleancă. Bă, o văd pe asta. Ce să-i facă? Preotul nu are voie să vădească pe nimeni de păcat. Să-i zică, ieși de la scol, ieși de aici. Nu? Poți să-i faci un gest, dar nu mai ești preot. M-am întors și în locul vinului, în altar, era un pahar murdar, care a luat niște pâine uscată, cu lingura cu care pui de obicei cărbunele la cădeliță.
L-am băgat, am găsit și un pic de oțet, deci totul a fost preparat și am pus fața de șervețelul, l-am pus în dreptul paharului și m-a dus și când aia căsca gura, i-am dat cu toată plinătatea. Asta, da. Aplaudați, dar nu știți ce aplaudați. Și la un moment dat, femeia m-a spus, părinte, dar nu se poate, dar ce s-a întâmplat? Am eu moaca asta de actor clar. Doamne, dar ce s-a întâmplat? Ferească Dumnezeu. Părinte, dar uite, e o acritură, e o porcărie ce mi-a dat. Doamne, e împărtășanie, doamne, stați cu minte, stați să vedem. M-am întors, am luat potirul care era cu vin de carmel, în vremea aia mai aveam în România, vin de carmel cu împărtășanie, a pregătit și au venit copilașii și a zis, ia curi, cum e tăticule? Dulce, ios, doamnă. Și ăsta, dulce, ios. La care femeia, asta care je m'affiche sur votre benediction, cam așa a făcut, zice, se strică împărtășania în gura mea. Ding! Asta a fost primul declic. S-a retras, a stat deoparte și până seara târziu, pe la 5-6 jumate, când a plecat de acolo, direct la prohod, femeia n-a mișcat. Și cu aceea și-a cerut iertare. Părinte, ce pot să fac, doamnă? Haideți să mai mergem, mai vorbim și mâine, mai povestim. Am ajutat, a cântat la prohod plângând, a stat acolo, după 2 ani s-a călugărit. Și după încă un an de călugărie a murit. Vă doresc succes! Ce să fac când renunț foarte ușor la post? Când am poftă de ceva dulce, nu mă întăresc, ci îmi fac pofta. Bine că nu vă întăriți acum. La post e bine să nu te întărești. E bine să fiți cu minți și să mâncați numai lucrurile necesare. Toată nebunia asta vă vine din faptul că dumneavoastră credeți că este oprit în post să mănânci dulce. Nu e oprit. Da? Nu, luați binecuvântare să mâncați dulcele care nu-i de dulce. Ce, nu există dulceață de topoloveni? Mai există aici, colo. Rahat turcesc? Musă-i, dacă nu-i turcesc. O fi ăla de post, ăla turcesc, nu știu. Credeți că prezența unor tineri din biserică în acțiune de voluntariat în cadrul cercetașii României este o dezamăgire? Ce părere aveți despre această grupare? Personal, cred că e o masonerie mai mică asta cu cercetașii României, dar e părerea mea personală. Însă asta trebuie să ne pună pe gânduri ca biserică. Avem nevoie de grupuri, de copii voluntari care să se simtă exact ca acolo. Să le oferim, că doar n-are biserica sfor destule, la câte trag unii în ea. Nu? Sfori avem. Sforare avem pe măsură. Ne mai trebuie să învățăm să construim relațiile personale cu copiii. E atât de mult de muncă în biserică încât nu mai are timp nimeni de nimic. Important ar fi, uite, strângeți-vă, luați copiii, construiți-i. Eu cunosc familii întregi de copii, cu copii care au renunțat la cercetați, s-au strâns pe lângă un grup de parohie și au creat propriul lor grup de... Că doar nu-ți trebuie tricoul lui pește prăjit, ci copiii simt nevoia unei uniforme ieșite din comun, unor acțiuni care să aibă țintă. Taberele de vară sunt cele mai frumoase în biserică, numai vară e o dată pe an, da? Ce trebuie să faci când ești nedreptățit și situația o impune să arăți că este incorrect ce ți se face și că ceea ce urmează să faci depinde de această nedreptate? Cum ai cu smerenie atunci? Măi, oameni buni, nedreptatea nu se tratează cu smerenie, ci cu adevăr. Smerit înseamnă să știi locul tău în raport cu Dumnezeu, nu cu toți proștii din România. Deci dacă simțiți că vă este încălcat un drept fundamental, vă ridicați, îl spuneți și plecați. Oricum nu o să-l câștigați din gura voastră, ci tot din mâna lui Dumnezeu. Și știți că eu am învățat un lucru foarte serios. Fiecare șut în partea dorsoventrală înseamnă un pas mare înainte. S-ar putea ca dreptatea pe care o căutați să vă lase cu capul spart și să nu vă folosească la nimic. Ați auzit de cartea Curs de Miracole? Doamne, nu mă asta mai lipsea. Să mi-o dați neapărat. Nu pot trăi fără Curs de Miracole. Asta. Asta îmi lipsea. Mai avem de făcut un manual de fluierat în biserică. Un volum de poezii tăcute și altă de... Hai să fim serioși. Asta ne mai este să facem miracole după curs. Până ziua sunt Duhul Sfânt, am venit în biserică. Ce le spune și ce nu le spune copilor despre sexualitate? Copii până în 12 ani. Spuneți-le tot că dacă nu află singuri. Fiți niște părinți mai destinși. Sexualitatea copilor dumneavoastră nu seamănă cu a dumneavoastră la 12 ani. Vă dau scris și apoi uitați-vă bine că draci au înăvărit în școli și le bagă în cap prostii. Că au reacționat toți la Vasilică care pică de pe scară, de la Vasilică care pune prezervativul lui Vasilică, n-a reacționat nimeni. Sunt cărți întregi care ciclu. Moldova e plină.
de o asociație care a dat o felul de broșurele în care Vasilica îi pune prezervativul lui Vasilica și se pupă băieții acolo. Aia n-au căzut de păscare, au căzut direct în cap. Are imagini din iad până la urmă. Fiți cu minți, explicați-le ceea ce vă întreabă. Nu le explicați în plus nimic. Riscul major al bisericii este să creadă că noi păstorim o biserică asexuată. E boală veche la noi. Trebuie să discutăm, dar lucrurile sunt legate de părinți, copii, duhovnic. Părinte, ce părere aveți despre tatuaje și tăieturi pentru inele agățate de corp? Nu, ca și cartea despre miracole, nu pot trăi fără o concepție despre tatuaje. Să știți că eu n-am o problemă cu tatuații. N-am o problemă cu tatuajele. Da? Deci tatuații îi primesc râzând, glumind, făcând mișto de ei. Iar cu inelele, să știți că am pățit una cât 1000, am mai spus-o la câteva conferințe, vă spun, doar să o țineți minte, nu pentru că toate lucrurile se petrec așa. O fată care era din mișcarea colivă, asta, emo, nu? Știți că când au ridicat coliva, s-au supărat că au prins lumânarea, că au stricat tot farmecul, da? Deci ăștia, la un moment dat, au venit o fată de genul ăsta, cu cercelul nas, dar un cercel care valora foarte mult, era fată din părinți cu mai, ceva mai mult, a venit cu ea nas, s-a spovedit. Toți credeau că o să-i zic, du-te acasă, fata, în afară de cercelul din nas, n-avea alte probleme și chiar era simpatică. Și a zis, uite, draga mea, mâine, fiind florile, anul trecut de florile s-a întâmplat asta, mai un pic. Și vine și de florile astea. A zis, m-ați părât, zic, știu, iartă-mă. A venit la spovedit, s-a venit și a zis, mâine vii de florii și te împărtășești. Ea zice, păi da, îmi las cercelul. Nu, nu, păi, dacă vii fără cercelul, zic, nu te împărtășesc. Nu poți să joci acum cu mască și acum fără mască la Dumnezeu. La Dumnezeu trebuie să vii cum ești. Bine. Mirată și ea. Bine îmbrăcată, mai cromatică a doua zi. Parcă nu era neagră așa și nu mai era boită. De gândeai că a trecut vulturul pe la ochii ei. Eu atunci am crescut bătut o tată său, dar nu era așa. Și a venit, l-a împărtășit. Pac, s-a pus acolo. Am împărtășit-o. Un altul foarte atent s-a uitat la mine așa un pic, dar zâmbea. Știa că bufonul de serviciu trebuie să-și facă numărul. Am împărtășit-o pe fată fără nici un fel, deci chiar n-am avut niciun fel de rezervă și s-a dovedit a fi bine. Între timp, ea imediat cum a ajuns în dreptul icoanei Maicii Domnului și a dat. Și părinte, vă rog să-l primiți. Stai așa. În spate era o fetiță, al cărei tată murise de 3 ani. Când ea era foarte mică, singurul sprijin al mamei sale, că știți cum e, când moare cineva în familie, te cam uite ceilalți care... Erau foarte buni prieteni, foarte apropiați, așa, și erau viața noastră, prietenul nostru. Ca să citesc din clasici, Ales Bules. Știți, cam așa. Și au venit ăștia. A venit asta. Tot timpul a sprijinit. Deci tot timpul a sprijinit-o pe maică-sa. Și la un moment dat a venit puștoaica. Am aflat după aceea că era un diamant. Că n-am ajuns bijutier din motive de ochi. M-am dus și i-am zis fetiței. S-a împărtășit fetița și am zis, Maria, vină-mi coace. Zic, uite, prin prietena asta ta. Maica Domnului a vrut să-ți ofere o medalie specială pentru ziua de flori. Uite, ai în piept o medalie de la Maica Domnului. Și pac, i-am prins că la asta prinde și de material. Știți că e cu șurubelă. Puștoica s-a uitat încântată. Mami, uite ce am primit de la Maica Domnului. Mă gândeam, leu. Vreau să vă spun că cele două fete au rămas foarte bune prietene. Cea mare a dus-o pe cea mică la mare. Cea mare i-a cumpărat celei mici, care este un pic mai sărăcuță acum, că nu e un tată să ajute. Nu e un tată să ajute. I-a cumpărat ghiozdănel, i-a făcut hăinuțe cadou de 15 septembrie. Ba, mai mult de atât, când a avut nevoie fetița de prezența mamei sale la o ședință cu părinții, s-a dus și a însoțit-o ea. Și a zis, nu, eu sunt sora ei mai mare, s-au împrietenit foarte tare. Acum, sigur că ăsta e un caz din 1000, dar e cazul care mă învață că dacă primești cu iubire, dăruiești mai departe tot iubirea. Dacă nu... O preoteasă poate să aibă o meserie sau trebuie să stea doar acasă cu copiii. Dacă o fată are talent la... Fiți atenți că acum de stați. Dacă o fată are talent la desen și poate picta biserici și icoane cu ajutorul lui Dumnezeu, poate fi și preoteasă? Da. Fără îndoială, da. Grijă pe schelă. Să nu-i faceți vreo bucurie părintelui lăsându-l văduv ca să candideze la un post de arhimandrit. Care credeți că va fi următoarea mișcare a lui Emil Moise și a finanțatorilor săi? Vor continua împotriva orei de religie sau vor găsi altă țintă? Nu, vor continua împotriva orei de religie, comentând intervenția de la realitatea pe care am avut-o în 4 martie, un tânăr
ale cărei păreri socialistele respect, e problema lui, comenta că aveți grijă, le spune asta, dar e clar că biserica și-a născut un alt soi de apologet. Doamne, iată, eu de 20 de ani fac tot asta, dar dacă ei nu se uită și la televizoarele noastre. Și el zice, aveți grijă, așa și așa. Și ce, eu zic să vă mutați ținta de pe chestiuni de pedagogie, psihologie, filozofie, unde se vede clar că preoții pot da artă un pic, că sunt un pic mai buni la carte. Mutați-o pe partea economică și atacați acolo și acolo. Poporul va simpatiza cu voi că suferă, că cu tare. Imediat s-au mișcat și au început. Iar Catedrala Mântuirii Neamului, banii popilor, haine. Ați înțeles? Deci eu cred că este o bătălie care nu s-a oprit. Noi nu avem nicio victorie. Trebuie să ne venim în fire. E vorba despre un mod prin care Dumnezeu ne-a întărit ca să rezistăm la următoarele ispite. Pe mine asta mă distrează. Adevărul e că este o ispită, și am să vă zic. Nu, Europa îți spune lasă LGBT, FD, RS, LK, LM să facă tot ce-i taie capul, scoate religia, schimba aia, baga și vine rusul și zice nu, ba nu, stai că vă protejăm noi. Și culmea ironiei că tot ceilalți țipă că biserica e manipulabilă. Păi e manipulabilă pentru că oferta cealaltă ar putea fi mai tentantă dacă biserica n-ar gândi la viitorul poporului, nu la interesele sale. Asta trebuie să le crape obrazul când mai spun că biserica e nesimțită. Sunt ei nesimțiți pentru că nu văd la câte renunțăm, exact pentru ca poporul să nu fie afectat. Pentru că nu jucăm niciodată împotriva unor lucruri care n-au ce căuta de fapt în logica bisericii. Cum facem să nu mai fim nehotărâți în viața duhovnicească, să fim constanți tot timpul? Îmbătrâniți, așa se face. Să îmbătrâniți, liniștiți. Constanța vine cu bătrânețea, sau cu trenul, dar cu bătrânețea vine constanța. Liniștiți, vă trebuie adunată experiență foarte multă. Eu eram supărat în urmă cu câțiva ani, era un crâsnic la noi într-o parohie, care spunea așa, părinte, dumneata ești om de treabă, dar mai trebuie să îmbătrânești. Bă, îmi venea să-l bat. Dar om avea dreptate. Ortodoxii spun că o teologie scolastică nu este bună, însă în facultate metodele scolastice sunt cele mai apreciate. Ce înseamnă deci cu adevărat teologie ortodoxă? Cum putem înțelege scrierile Sfinților Părinți fără a studia înainte filozofia platonică, aristotelică și neoplatonică? Nu înainte, ci paralel cu patologia trebuie să vă studiați pe asta. Ca să nu înceapă să vă placă neoplatonismul, care este o formă de păgânism extrem de ispititoare. În ce privește teologia scolastică, vă spun scurt și la obiect. Închipuiți-vă un medic chirurg care nu învață anatomie. Cum se leagă oasele, cum merg mușchii, ce se întâmplă. Lăsați așa, mai puneți mâna și pe anatomie, nu credeți că sunteți numai pneumatici și văzători ai mistic și metafizice. Cum să facem mereu voia lui Dumnezeu? Mereu, asta e un titlu așa. E bine când suntem nehotărâți să ne rugăm și să tragem la sorți, cum au făcut apostolii pentru a înlocui pe Iuda. Fiți cu minți. Aveți grijă ce înlocuiți, da? Fiți cu minți. Nu, nu-i cazul. Nu-i cazul. Noi să tragem la sorți între da și nu scrise pe bilețele. Auziți, nu vă jucați de-a Dumnezeu și nici cu Dumnezeu. Cel mai important în viață este să nu vreți nimic. Dacă nu vreți nimic, totul vi se dă. Cea mai frumoasă rugăciune pe tema este aceea a fericitului Ieronim Grecu. Doamne, eu voiesc să voiesc voia Ta. Punct. Scutiți-vă de prostii. Părinte, cum am putea învăța și trăi teologia în zilele noastre? Pe brânci, muncind serios, fișând, traducând, învățând două, trei limbi, rugându-vă tot timpul, postind, iubind, dăruind, tăcând, dormind, alergând, respirând, fluierând, stingând lumina și aprinzând-o, da? Teologia nu este ceva care trebuie trăit într-un mod anume, ci trăirea ei îți dă un mod anume de a vedea lumea. Cum există tendința de a face Domnului mâine. Mâine. Sunt mulți colegi care priveghează în cluburi amăgindu-se. Noi nu. Ce sunt mulți colegi care priveghează în cluburi. Invidios, mic și ofticăcios. Toftici că lor le iese și ție nu. Haideți să vă spun. Eu cred că cine fumează în facultatea de teologie ar trebui exmatriculat. Nu pentru fumat. Și pentru lipsă de voință. Dar ca duhovnic timp de 15 ani în Facultatea de Teologie de la Sibiu, n-am exmatriculat pe nimeni. E doar ceea ce cred. Nu ceea ce trebuie făcut. Ce trebuie făcut este să-i pui pe oameni în seama propriei lor vocații. Eu îi întreb deseori, ce cauți dumneata la teologie? Dacă ești cu vaca în cucuruz. Fă-te, Doamne, păstor de vaci. Dar lasă teologia. Lasă pentru cei care sunt dispuși să renunțe la ceva din propria lor viață ca să se umple de sensul teologiei.
Asta e tot sensul. Îndemnul meu este cel pe care vi l-am zis. Cine se pregătește este deja. Avem niște studenți smecheri în urmă cu foarte mult timp. A, părinte, noi numai aici ne prostim, dar acasă o să fie așa. Du-te, bă! Prost în facultate, prost în parohie. Fie vorba de noi. De asta și umplut preoția de oameni sinceri. Părinte, cum să îndepășesc această împietrire a inimii pe care o simt din ce în ce mai mult? Nu loviți prea tare în ea, că inima nu-i de piatră, da? E doar împietrită. Dați-i să respire altă realitate decât cea către care credeți că v-ați găsit liniște. Faceți-o să cânte. Cântați. Și fals, dar cântați. Să încercați asta odată, că vi se pare că vă inima împietrită, trageți, Doamne, o cântare. Bine, nu manele. Aia cu... Mai știu eu... Ană... Așa? Văd că știți. Dar aia poate fi cântată, na. Că e o lecție bună de viață. Dar, în general, încercați să fiți atenți la lucruri. Cântați, scrieți poezii și aruncați-le dacă nu este... Faceți ceva să ieșiți din ritmul ăsta suprasufocant. Cum îl putem mărturisi astăzi pe Hristos? Dumnezeule mare, ce întrebări puneți. Dar cine Dumnezeu sunteți? Dreptul judecător? Pur și simplu, luați-vă în seamă vocația și profesiunea pe care vreți să îmbrățișați. Tot ce faceți e mărturie în favoarea lui Hristos dacă o faceți corect. Ce considerați sincer? Adică ce am fost vreodată nesincer? Despre misa, mișcarea pentru integrare spirituală în absolut condusă de Gregorian Bivolaru. Personal, cred că avem toalete publice mai luminoase. Îmi pare foarte rău pentru toți cei care și-au rupt inimile părinților ca să se integreze în absolutul lui Grig Bivolaru. Am câteva mame rupte de durere acasă la Sibiu. Arată încă o dată, în plus, lipsa de bun simț a oamenilor care manipulează în numele propriilor teorii. La faza cu urinoterapia nici nu mai vreau să vorbesc. Teatrul e un păcat? Teatrul nu. Modul cum se prezintă el câteodată, da. Eu vorbesc foarte des cu domnul Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internațional de Teatru și lui. Ai niște bilete la un teatru mai îmbrăcat, așa? E clar că e și multă pierdere de vreme, dar sunt lucruri care pot fi învățate foarte bine de la actori. Iar actorii sunt niște oameni excepționali. 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 Tot respectul meu ca preot pentru mulți dintre actori. Dovadă că am avut noi și nevoie de vedete ca să ieșim din tăcere. Trebuie să gândim uneori în biserică ca într-o teodramatică legată de Dumnezeu și de mărturisirea Evangheliei astfel. Nu vă mințiți, toți suntem un pic actori, așa. Măcar pe un cos de scenă. Vorbiți-ne despre capcane la care sunt expuși tinerii ziua de azi. Sunt aceleași capcane de la facerea lumii. De la Adam și Eva, aceleași capcane. Eva pentru Adam și Adam pentru Eva. Măr, pomul cunoașterii binelui și răului, totdeauna prost folosit. Și altele și altele. Mie cea mai importantă capcană mi se pare asta, să te ascunzi de Dumnezeu în boscheții făcuți de Dumnezeu. Să zici, Adame, Adame, pe unde mai ești? Întreabă Domnul. Doamne, aici sunt la birou. Sunt într-o multinațională, n-am timp de tine. Sunt la școală, Doamne, fac un proiect la o materie pe care n-am înțeles-o, dar o trag eu acum repede pe copy-paste, că ăla n-are aparat de controlat curăciune. Țin la cineva care e ortodoxă, dar tatăl ei e protestant. Lasă-mă, fata, ia-o, iubește-o, lasă-te, terminați cu prostit. Ce are treabă cu tatăsul că e protestant ăla? Toți ceilalți membri ai familiei sunt ortodoxi și este vreun impediment la că ia fata, Doamne, și lasă-o. Leauă, teoria lupește prăjit. Apropo, dacă Steinhardt nu s-ar fi călugărit și ar fi avut o fată, ați fi luat-o? Dacă cineva vrea să trăiască frumos cu Dumnezeu, cu ce a învățat înainte și cineva schimbă acestea cu ceva mai ușor și mai lumesc, ce să facem problema aceasta? Cine să schimbe ceva împotriva propriei tale voințe? Să știți că în sine cultura creștină, ca orice cultură, are două aspecte. Una de haiduc și una de isihas. Tot timpul ești singur atunci când înfrunți cultura din jur. Trebuie să faci călare pe cal bătându-te sau în peșteră la metanie. Atât.
Companiile Pepsi și Coca-Cola folosesc îndulcitori produși din cele de fetuși avortați. Sunt o mulțime de articole, pe tot, e un singur articol, poate două, care sunt ceva mai credibile. Despre Barack Obama a afirmat că nu e de acord cu asta și că nu e nicio... Că e de acord cu asta și nu e nicio problemă. Sunt tineri care beau sucuri și cred că sunt de post. Puteți să ne vorbiți puțin despre habana? Eu știu un singur lucru, că rețeta de la Pepsi și Coca-Cola e atât de bine păzită, încât nici cei care o produc nu știu ce bagă în ea. Deci pentru asta pot să... Aproape că v-aș da scris. Când îndulcitorii sunt din fetuși umani, așa o fi... Dacă e așa să le fie rușine, eu îi dau slavă lui Dumnezeu care a renunțat de 8 ani să mai beau Coca-Cola și Pepsi. Asta pot să vă zic. Dar în rest, faceți un efort de voință să nu deveniți mai grași ca mine. Atât. E greu. Când ai 10 kg în plus, e cumplit. Când te doare ficatul și tu crezi că e minunat că te doare ficatul de la învățat. Nu-i de la învățat. E de la Coca-Cola și toate plus. Grijă și la zahărul nostru că nu-i de la fetuș și de la câini. Cleiul. Cum să ne rugăm să ne lumineze Domnul soarta și calea pe care trebuie să o apucăm în viață când suntem indeciși? Cu atenție mai mare. Vorbesc să stăm până dimineața, am înțeles, da? Ce trebuie să răspundem cuiva care nu crede că există Dumnezeu și ne spune să demonstrăm că există? Și e greu, că fiecare întreabă cu tupeul lui. Mie mi-a trimis aseară un băiat pe Facebook o provocare de genul ăsta și am zis, iată-mă că spun, nu pot. Tu mi-a dat vreo 5 link-uri, că ăștia sunt toți cu link-urile. Ne-am link-ăit toți la cap. Bă, om avea dreptate, îmi provoca din Biblia scepticul și am zis, iată-mă, nu am timp să fac treaba asta pentru că trebuie să fug la oncologie să împărtășesc niște oameni, de acolo merg la o școală generală să dăm drumul la un program pentru meditația la fizică, mă duc la 2 copii care au consum de drog să-i pot interna, după aceea mă duc la spovedit vreo 6-7 oameni, ajung pe la 9:30, 10 seara acasă, am deschis până la 2:30 un studiu serios pentru o revistă la care țin să particip neapărat, pentru că e o martorie într-un spațiu cultural. La 2:30 mă cur, la 6 dimineața, la 5:30 mă trezesc să plec la București, unde urmează o zi cum a fost cea de azi. 1, 2, 3, 4 întâlniri. Întrebarea mea este, crezi că aș mai avea timp pentru întrebările pe care tu mi le pui? Deci chiar nu știu ce să-i spuneți. Nu-i răspundeți nimic. Lăsați-l așa. Mai sunt deștepți destui care ne spun tot timpul, Doamne, nu cred în Dumnezeu că nu se vede. Și zic, bagă dește un priză să vezi. Pentru că părintele profesor vine de la Sibiu, părintele Moldovan a fost spiritual aici. Părintele Moldovan, care a venit la Polonă, a fost mai din la București. Și studenții, ca să ne cânjească, tot ispiteau părinte, tot așa, cu argumente, și părintele Ilie Moldovan, așa, la un moment dat îi zice, părinte, puteți să sun și eu nu cred. La care părintele, domnule, să știi că eu cred și sunt fericit. Mai vrei ceva? Vreau să vă uitați la învârtoșarea omului care nu crede, cum îi se umflă venele, cum îi tremură mâinile, cum are totdeauna așa câte un joc de scenă. Părinte profesor, în cadrul unor discuții cu privire la activitatea Mântuitorului pe Pământ, din păcate, unele persoane de la care n-ar fi trebuit să audă aceasta, totuși folosesc expresie. Era în vremea aceea. Ultima dată, chiar astăzi am auzit un mesaj pentru ei, vă rugăm. Vremea aceea pentru biserică este, astăzi este începutul mântuirii. Deci ce era valabil în vremea aceea, e valabil și în vremea de acum. Cine nu crede, vorba Părintelui, mai puțină fericire nu-i strică. Păi de cum ar putea să ne învingem emoțiile atunci când trebuie să vorbim mai multor persoane? Vorbindu-le pur și simplu. Trebuie să spui emoțiile. Credeți că eu n-am emoții acum? Vă înșelați amarnic. Dar le birui, dăruind emoțiile lui Dumnezeu. I-am zis, Doamne, iată emoțiile că vedem noi pe drum spre Sibiu cu un tremur o jumătate de oră. Mama mea a căzut pe când era însărcinată, la câteva zile a născut, dar sora mea era moartă, prin urmare a murit nebotezată. Se mai poate mântui? Ce pot face pentru ea? Eu cred că se poate mântui. Asta nu e în mintea noastră. Dumnezeu face lucrurile astea, dar de ce facem scenarii? Biserica nu trăiește după scenarii. Biserica, gândiți-vă bine că o seamă din pruncii, din
Galileea de Nord erau născuți, sau din Galileea Mutoasă, erau abia născuți când i-au ucis oamenii. Nu cred că apucaseră să fie tăiați împrejur. Nu s-au adăugat la neamul lui Israel. Da, sunt? Părintele, visele sunt adevărate? Ar trebui să credem în ele. Unele vise... Am văzut că visează să ajungă preot în Ortodoxie o fată. Atâta se pupe contributor să acolo unde toată lumea bagă. Se vroia mare episcopiță. Sănătate și virtute. Ce poți să opresc să viseze? Succes! Cai verzi avem, pereții ne lipsesc. Apropo de blestemul preoțesc, aici e o chestie profundă. Întâmplarea cu prorocul Elisei, prorocul, ucenicul prorocului Ilie și copiii care au murit pentru că prorocul s-a supărat pe ei. Da, da, asta în Vechiul Testament. Hristos a venit să ne scutească inclusiv să mai fim nervoși când copiii strigă după noi. Dacă înțelegem asta, suntem salvați. Dacă nu, avem o problemă. De câte ori ne-au strigat ăștia după mine, Doamne, miluiește, popa, prinde pește. Și le-am explicat că preotul, într-adevăr, este un pescar de Ihtis. Ihtis este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Și i-am zis, voi nu mă jigniți când îmi spuneți asta. Nici când ăștia se laudă, tu să faci ce zice popa, nu să faci ce face el. Păi da, cine poate face sfințirea apei, cununia, botezul? Nimeni. Tu să faci ce zice el. Pace tuturor, cu pace să ieșim, cu frică de Dumnezeu. Nu asta zice popa. Ei, sunt răutăcios acum, nu sunt ca jurnaliștii noștri care le știu pe toate. Am citat acum. Am observat că în ciuda aparențelor și a socializării, mulți tineri sunt deznădăjduiți și însingurați. Cum îi putem ajuta? Stând de vorbă cu ei. Mecanismul comunicării nu înseamnă că stăm în aceeași încăpere toți. Ci că între noi comunicăm. Vorbim, cântăm, râdem, ne rugăm. Nu urâm împreună, că ura împreună naște moște. Ce mă fac? Semnul întrebării. A fost cu cineva pe la Sfintele Maște și m-a sunat disperat că s-au năpustit asupra sa multe necazuri, certuri. Stropeam cu aghiazmă și o persoană s-a răstit la mine. Ce dai cu aghiazmă? Mă crezi drac? Ce trebuie să răspund? Am început să cânt, să învie Dumnezeu, să se risipească vrăjmașul lui, să piară cu pie. Este o vorbă în Ardeal care spune așa: nu te întinde tot în tău, că nu-i tăul tot al tău. Nu confundați funcțiile în biserică. Că în loc să-l scoateți, îl băgați pe tovarășul la înaintare. Fiți cuminți, fiți atenți, rugăciunea să fie discretă, iar dragostea să fie întotdeauna cea care e mai mare decât dogma. Acum să vă văd. Asta-i temă pentru acasă. Ce părere aveți despre ecumenism? E grav! Grav! O tot spun de 1000 de ani, dar trebuie să vă spun și dumneavoastră la București, că am impresia că la București nu se aude tot ce se spune la Sibiu. Am remarcat. Măi, oameni buni, în Sibiu, pe aceeași stradă, care se cheamă Mitropoliei, este prima biserică luterană din România. Întâmplător este Iohan, da? Are nimic cu Iohannes, da? Cu domnul președinte. Deși, poate gale. Mai încolo este Catedrala Mitropolitană Ortodoxă. Peste drum e Facultatea de Teologie, că nu știu la ce să o încadrez. După aceea vine Facultatea Unitariană. Da? Biserica Unitariană. Mai încolo e Biserica Catolică, peste drum e Biserica Luterană, în spate e Biserica Greco-Catolică și în capăt este Sinagoga. Eu vă întreb acum ca un ardelean, tâmpit, că eu nu trăiesc la graniță cu alte imperii decât cu cel în care am fost crescut. A trebuit să mă scuip tot timpul pe stradă? Să-l înjur pe ăla de Dumnezeul lui? Să mă strâng de gât cu ei? Sau să găsesc un mod oicumenic de conlocuire a acelui spațiu? Că dacă e după mitraliorii noștri de servici și flașnetele noastre anti-ecumenice, cred că ar trebui să umblăm pe taburi. Sfântul Ioan Gură de Aur trebuia să umble cu grenade după el. Totuși este exilat la Pont, unde nu prea era comunitate creștină. Că de-aia l-au exilat acolo, să simtă. Sfântul Apostol Pavel mergea în areopag și a spunea vestea Evanghelia muților. Orice exces dăunează grav sănătății. Cel de ecumenism
dăunează grav pentru că rovește în ortodoxie. Dar ecumenismul distins, intelectual, în care îți spui corect punctul de vedere, evitând rugăciunile liturgice mai cu seamă la oaltă cu ei, evitând orice fel de exces, n-are cum să nu fie un factor decisiv în a te apropia de ceilalți. Închipuiți-vă ce frumos ar arăta un popor în care stăm spate în spate. Și acum vă mai întreb și uite, ca neam prost, așa. Eu sunt neam prost, că adeleni în general se spune că nu sunt neam bun. Ia, să vă întreb pe dumneavoastră, nu? Nu vi se pare că și 6 martie ar trebui trecut în calendar ca o lecție de ecumenicitate și n-ai ecumenism dată Europei de către români? Că în numele copiilor, părinții români, indiferent de confesiune, au semnat că vor copii la ora de religie? Deci într-o Europa care vorbește tot timpul despre valori umaniste, valoarea rămânerii împreună a oamenilor în numele unui ideal creștin și valoarea menținerii în funcția de stat de președinte a unui minoritar de altă confesiune, e cea mai mare lecție pe care România a dat-o în ultimii 25 de ani Europei. Dar Europa e prea preocupată de sine, de propriul său narcisism politic. Și nu vede. Săptămâna de rugăciune ecumenică. Da. Nu. De aici mă tot laudă și omor. Eu la de-astea fac stup. Cum am putea să ne deschidem inima noastră pentru a conștientiza iubirea nemăsurată lui Dumnezeu față de noi? Eu vă zic că părinții bisericii au o vorbă cât 1000. Aveți grijă să nu-L provocați pe Dumnezeu să simțiți tot harul de care este în stare să vă umple inima. Foarte greu de dus. Dumnezeu ne dă o picătură din preasfântul tău har. Atâta se cere în rugă. O picătură. Altfel te sufoci. Abia mergi. Abia te duci. Nici nu-ți vine să crezi cât de greu este. Nu că ar fi un bolovan. Ci este atât de mare Dumnezeu încât te-ai vrea în El în fracțiunea imediat următoare. Nu mai există nicio etapă intermedie. Uiți de tot. Pentru mine asta e problema când ăștia în tot spun cum? Iad și rai, că în rai nu o să ne uităm după aia din fundul iadului. Se vede clar că n-au experimentat a trăi în Dumnezeu realitatea. Când ești acolo, nu există nici o altă realitate. Acum păstrăm proporțiile. Gândiți-vă că stăm împreună de ceva ore și încă n-ați ieșit neapărat. Păstrând proporțiile. Părintele Mihoc ne povestea odată că era pe tren, mergea în Maramure și erau două cucoane care pipașe, din tribul pipașilor. Și părintele vă deranjează, părintele la 2 metri putea și să le spună că îl deranjează. Nu! Și ele au stat și pe aceea părintele ușor, ușor a dus vorba despre Evanghelie, despre Scriptură, le-a făcut exegeze, le-a povestit acolo. Au ajuns, fără să mai fumeze nimic, de la aproape, de la Cluj până la Baia Mare. Na. Calea serioasă. Doamne, părinte, așa de repede am ajuns și n-am mai fumat. La care părintele, și n-am făcut decât să vorbim despre Dumnezeu, nu cu El. Știți? Am schizofrenie, dar îmi iau medicamente cu conștiinciozitate și sunt bine, am un loc de muncă, etc. Mă amăgesc până că voi putea întemeia o familie în Duh creștin. Nu, nici de cum. Nici de cum, dar trebuie să fiți foarte atent. Plus cu plus dau întotdeauna minus. Trebuie să găsiți pe cineva suficient de rezistent, căruia să-i spuneți cinstit despre ce-i vorba, ca nu cumva să aveți urmări. Dacă încrederea în cuvânt și în faptă te dezamăgește inversul acestora de a nu face, ce se face în această situație? Spre obosit să citesc paradigme metafizico-intrinseci. Deci, dacă încrederea în cuvânt și în faptă te dezamăgește în inversul acestora de a nu face, ce să faci? Adică dacă cineva te încurajează să nu faci, când ai face. Nu știu. N-am tâlcuire. În Biblia de la 1688 la Luca 2:7 scrie și a născut pe fiul ei cel din tâi născut, text întâlnit în Bibliile sectante. Acum se folosește cel unul. De ce s-a folosit un cuvânt greșit într-o Biblie ortodoxă? 1688? Despre ce vorbiți dumneavoastră? Limba abia se plămădea. Despre ce vorbim? Înainte ei mai fusese o traducere a Noului Testament, 1648. Păi, dar ce grijuri sunteți la limba de... Ia, certați-i pe traducători, că vă vedeți cu ei.
Limba este o evoluție. Una înseamnă cel din tâi într-o anumită situație. Nu poți să știi. În general, să știți că, într-adevăr, traducerile noastre au fost deficitare pe o lungă perioadă de timp. Nu pentru că am fi fost noi băieți răi, dar am avut experți. Nu. Chiar e... Te scârcot așa. Dar când vă vedeți cu traducătorii, cum am stabilit? Ce se poate face dacă un copil a fost botezat de două ori? Pă, să trăiască într-o mulți ani. Ce să-i faci? L-a dus tata să n-afle mamă sau l-a dus mamă sau să nu afle tată. Eu am trei cazuri de genul ăsta, niște vlăjgani în toată firea, pop de mâna întâi, crapă capul diavolului cu crucea și cu rugăciunea unul dintre ei. Da. Cum funcționează vederea cu Duhul? Da, sigur, Ava Dorotei, da. Ava Dorotei, Filocalia nouă, mi se șoptește din culise. Eu cred că vederea cu Duhul nu funcționează, de fapt. Nu se supune niciunui mecanism pe care am putea să-l descriem. Există doar un dar al lui Dumnezeu care se miluiește de noi și în condițiile în care ceilalți au nevoie de darul înainte vederii noastre se activează. Atât. În rest, penticostalism, aveți grijă. Ăia le văd și le bâlbuie pe toate. Părinte, de ce sărbătorim ziua femeii de 8 martie și nu în Duminica Mironositelor? Păi cine vă oprește să o faceți în Duminica Mironositelor? Puteți să o faceți, dar vă oprește cineva să o... Biserica oricum prăznește în Duminica Mironositelor și de adormirea Maicii Domnului și de nașterea Maicii Domnului și în Duminica Femeii Cananeence și avem la 8 martie că biserica, fiind o primăvară continuă, are numai zile de 8 martie. Nu vă legați de datele celorlalți. Sunt simple. Părinte, cum putem ajuta la canonizarea Sfântului Ilie Clăcătușul? Păi dacă e Sfântul Ilie, ce să mai canonizăm? Și în cazul părintelui Ilie Clăcătușul și în cazul părintelui Arsenie Boca, ca și în cazul altor părinți, nu dăm nume că sunt mai la nord, așa, orice exces de mistificare duce la lunga perioadă de canonizare a Sfântului. Nu fiți excesivi în mituri legate de ei. Ce a făcut? Ce a zis? Și nu puneți în gura lor lucruri care nu le-au spus. Mai au la familie, la... Asta le iau acasă. Mai au câteodată, mai e câte un preot care la câte o predică zice e biscăricioși, sfinții părinți, care mă? Care? Unde? Pagina? Zi! Adică trebuie să lăsăm deoparte general. Părintele Arsenie Boca a spus unde? S-au pus în gura părintele Arsenie și într-o grămadă de volume de ale părintelui s-au pus o grămadă de tântălii. N-au nicio legătură cu părintele. Finalul, n-ați observat că sunt multe bloguri care citează fără să spună de unde, se ascund în spatele sfinților, părinților ăstora de mare valoare și de acolo, din spatele lor, la copii, a zis părintele așa, noi știm că a zis așa. Numai nouă, între patru ochi ne-au spus, dar noi știm că au spus asta. Asta face diferența între cult și mărturie publică și cultul intim. Vă dau un exemplu. La liturghie, oricât ar fi de rugător preotul, el trebuie să spună liturghia într-un rit care să nu obosească comunitatea, pentru că el este preotul rugător al unui act liturgic plenar, în public. De-aia mă irit eu câteodată când îi aud la stran naș, 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 îi zice, Doamne, miluiește, dar nu iese. Sau cât un agios, o teos, dă la așa, de o jumătate de noapte, merge Hristos, se culcă, se trezește, ea continuă, cât un... Da? Musulmanisme de-astea, așa. Islamizări ale cuvântului. Pentru că ce ne spune nouă biserica, în mod cert, este să nu exagerăm în întinderea cuvintelor pierzându-se conținutul lor. Dar asta se întâmplă din nefericire și cu sfinții pe care îi folosim ca să ne argumentăm de cele mai multe ori din nefericire când nu cităm corect propriile frustrări. Părinte, sunt ascultați. Apropo de canonizări. Ca să vedeți cât de departe s-a muncit și ce mult s-a muncit. Aici aveți primul, al doilea volum din Părintele Arsenie Boca în Arhivele Securității. Așa arată volumul 2. Volumul 1 a fost cam așa, volumul 2 este așa și volumul 3 un pic mai gros. Credeți-mă că nu scriu numai ofițerii de securitate aici. De ani de zile aud
o chestie că nu-l putem canoniza pe părintele că a fost legionar. Bă, până la urmă asta este o alegere personală, n-ar fi putut împieta asupra valorii sale. Culmea că așa au încercat și securiștii să rate din 48 până în 89 și nu le-a ieșit. Dar noi ne încăpățânăm. Noi știm noi mai bine decât documentele. Volumul acesta strâns cu foarte multă trudă și următorul dovedesc ce anti-ideologic a fost părintele ca atare. Ce nepartinic și nepărtinitor. Și modul în care și-a construit pastorația legată de modul de viață în Hristos. Este și motivul pentru care, într-un fel sau altul, poate că părinții ăștia care s-au dus în Grecia și-au uitat că România a trecut printr-o perioadă foarte grea comunistă, dar le-a venit lor una acum și o să-i văd cum fac ei peste 5-6 ani. Poate că au uitat că în mediul oamenilor care veneau totdeauna la în jurul părintelor erau și foarte mulți greco-catolici convertiți. România, părintele a fost trimis la Pristop să spargă acolo un grup de biserici greco-catolici care erau extrem de active, pe care a reușit realmente într-un excelent duh al preoției să le țină în Biserica Ortodoxă. Poate că așa se explică unor de ce părintele are câte un mesaj și către unii din turma lui Hristos de altă nuanță decât ortodoxă. Dar să faci din asta cap de acuzare, mie mi se pare extrem, extrem de periculos. O altă carte la care țin foarte mult și a ieșit de curând este aceasta, Chipul, a unui profesor de religie, apropo de necunoscătorii noștri profesori de religie. Ăsta e un roman polițist. Un profesor de religie a socotit cu cale să scrie un roman detectivistic, ca să nu spun polițist. Chipul se cheamă. A părintului Sorin David. Bine, pe nu-l cheamă așa, dar nu puteam noi să-i zicem cum îl cheamă. Este o poveste de dragoste. De-aia a și apărut la altă editură decât cea obișnuită. Se cheamă editura Alias, ca să nu deranjăm fetele ultra-duhovnicești, care cred în continuare că oamenii nu trebuie să se sărute ca să arate că se iubesc. Cartea este o astfel de definiție a unei lumi care pare că piere, reînvie și se așează în învierea lui Hristos. Este un eseu detectivistic despre viață și moarte. Cu toate ale sale. O altă carte este aceasta legată de porțile cerului. Cateheze radiodifuzate pentru cei care aveți preocupări la predarea religiei. Aici aveți material, tâlcuiri întregi la toate tainele bisericii. La tainele pe bune, nu la secretele care le descoperă numai unii dintre jurnaliști în unele dintre dosarele unora dintre arhive. Apoi o traducere din Sfântul Simeon Metaflastru, Sfântul Spiridon Taumaturgul. E o carte care mie mi-a plăcut foarte mult să lucrez la ea pentru că mi l-a adus foarte aproape pe Sfântul Spiridon. Apoi o altă serie de cărți legate de conferințele acestea preumblătoare prin țară. Creștinism de vacanță și Iubirea care ne urnește. Mie place asta de la Iubirea care ne urnește ca și Marcelino, ediția nouă, că n-au autor. Din jocul tipografului, autorul a rămas doar pe cotor, nu și pe copertă. Și cred că până la urmă, cel puțin asta de aici nici n-ar fi trebuit să-mi o trec cumva pe nume. Și asta la altă la fel este meritul ascorului de la Brașov, care a greșit afișul. În loc să pună Iubirea care ne unește, a pus Iubirea care ne urnește. Și mie mi-a plăcut. Și de aici am continuat toată seara noastră de discuții. Apoi, o altă carte de conferință care se cheamă Cine este Iisus Hristos? Ea avea o soră, dar văd că nu mai are. Cine este Iisus Hristos? Cealaltă era cum să ieșim din mediocritate și urmează încă două la fel. Astea sunt de citit pe metrou, știți? Adică te duci și... Iar pentru cei care veți primi darul lui Dumnezeu să slujiți la înmormântări, De ce ești trist popor al învierii, o ediție nouă. Întrebarea era pusă în dealul Patriarhiei de un patriarh care, mergând la un parastas și văzându-i pe oameni foarte supărați, i-a luat deoparte și i-a întrebat de ce ești trist popor al învierii. Și așa s-au născut o serie de cărți de predici la mormântare, dintre care la unele țin foarte mult. Este predică la mormântarea unei studente, de exemplu, la pomenirea unei studente, la mormântarea unui alcoolic, unde propun răsturnarea paradigmei predicii, că nu se predică la pătimași, ci că pătimaș, acela în fața copilului său, trebuie să fie protejat de biserică, ca copilul să se spună în continuare că tatăl său a fost un om minunat, în ciuda defectelor pe care le-a avut. Și un alt volum la care țin mult este acesta cu Farmacia de Cuvinte, realizat cu domnul Alexandru Rusu, pe vremea când la Radio Actualități mai era maratonul duminical. Deranjând de emisiunea, a fost ajutată să se scurteze tot mai mult, până am rămas pe linia de sosire cu maratonul. Nu pe linia de plecare, ca să nu zic pe aia de sosire.
Sunt dialoguri foarte vii și foarte rapide. Le-am lăsat exact cum au fost, cu foarte, foarte puține excese, unde mi-a scăpat mie limbarița. O altă carte interesantă din seria celor cu dosare de securitate este aceasta, Părintele Teofil Orbul, care l-a văzut pe Dumnezeu, dosarul de securitate al duhovnicului Bucuriei. Închipuiți-vă că omul ăsta, cât un munte de lumină, a fost pus sub observație, din 56 până în 60 și ceva. Și ajungă și așa de dezamăgiți că n-au, domne, ce să-i facă. N-au ce să-i facă. Tu, aici pe spate scrie și din raportul unui, dintr-o notă informativă, descrierea Părintelui, incredibil, incredibil ce mult seamănă istoriile între ele. Și cum n-am învățat nimic. Iar asta, o altă carte, este o carte, se cheamă 77 de întâmplări nostime din viața părinților. Asta pentru că ne-a fost rușine să spunem că e o carte de bancuri cu popi. Da? Nu se cădea. Uite că am să vă citesc din Părintele Paisie Dezlegătoriu cu parul. În viața Părintelui Paisie de la Sihla există un moment interesant și savuros prin amuzamentul de situație și atitudine. Un tată de bună credință vine la Părintele Paisie împreună cu părintele, cu fiul său și zice: Părinte, l-am adus pe fiul meu să-i citești niște rugăciuni, dezlegări din acele ale Sfântului Vasile cel Mare, sau ce crezi dumneata că i-ar fi de folos? Dar ce face fiul dumitale? De ce are nevoie de dezlegări? Ce să spun, părinte? Nu mă mai pot înțelege cu el. Bea mereu cu băieții din sat. Vine acasă și nimic nu-i convine. Se rățăiește la mamă sa. O înjură, lovește în stânga și în dreapta. Mereu cere bani, îi fură de prin casă. Numai nu reușim să ne descurcăm cu el. Apoi n-a adă-l încoace, zice părintele. Se ridică părintele, își pune epitrahiul, se îndreaptă către gardul din apropiere, rupe o ulucă, da? Și începe și dă-i cu multă conștiinciozitate bătaie bietului băiat. Și dă-i, și dă-i. Tatăl înțepenit, șocat, zice: Părinte, dar și faci, măi, părintele omori. La care părintele îi răspunde foarte sigur pe sine, zice: băi, fiule, aici soi de drac, numai cu aici soi de dezlegare se scoate. Și tot aici este una dintre, astea sunt amintiri inclusiv, ele toate au fost pe bune. Se păstrează una dintre amintirile mele plăcute de facultate, apropo de modul în care punem întrebări și cât de inteligenți suntem noi în teologia pe care o exprimăm. Prin anul 91, când intrase la facultate cu maximă bucurie, prin toamnă a venit la Sibiu un profesor grec, a cărui nume nu pot să zic românește că sună urât, și prieten cu părintele Jivi. Și ăla foarte excedat așa de naționalismul lui grecesc, grecii nu sunt deloc naționaliști în ce privește așa, a început și ne-a zis nouă la un moment dat, foarte agitat așa și foarte spumant, că Adam și Eva în rai vorbeau grecește. Băi, și-am zis odată, de două, de trei ori, de patru ori, eu nebunit. Fierbeam, că eu fiind maramureșean, amestec cu brașovenii, cum să fiu eu naționalist? Și la momentul întrebării, l-am ridicat așa, domnule profesor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru modul în care mi-ați dezlegat una dintre cele mai grele enigme de când am intrat în teologie. Care? Bravo, mă bucur, cum? Domn profesor, acum am înțeles, domne. Adam și Eva vorbeau în grecește, de aia n-a înțeles ce a zis Dumnezeu, ce le-a zis, pentru că Dumnezeu vorbea românește cu ei. Deci, aici veți mai găsi niște elemente de cultură pastoral misionară, pentru că vreau să vă spun că în foarte multe lucruri din viața voastră, în foarte multe situații, un răspuns isteț e mult mai bun decât un citat deștept și e mai adânc decât o înțelepciune inventată. Fiți cu minți, ascuțiți-vă mințile, puneți genunchii la pământ, nu doare, pământul nu doare, doar altele. Și încercați să vă păstrați vie simpatia pentru Dumnezeu. Dumnezeu admite să ne fie simpatic în speranța îndrăgostitului fundamental de noi, că ne vom și îndrăgosti de El până la capăt. Iar capătul nu e aici. Nu uitați. Amin.
o să mă invidieze Iohannis, vă spun. Cu drag. Măi, lăsați! Gata? Bravo! Vă las că nu mai merge așa sau? Puteți să mergem și fără. Aș vrea totuși să... Nu merge? Merge? Se aude? Da. Să nu fie ok. A spus și el în viză? S-a fost orbit ce sunt. Nu, trebuie și gază să spun câteva cuvinte la final. Nu e cazul să mai comentăm. Aplauzele, prezența dumneavoastră au spus totul. Într-adevăr, trebuie să învățăm și să punem întrebări. Eu cu părintele, împreună cu părintele profesor la Adelio Școala, aveam de fiecare dintre cu noi cartea profesorului de Izaica, profesor de desen. Și care știa să pună întrebări astfel încât copiii să dea niște răspunsuri inteligente. Și una dintre întrebări este aceasta, de ce nu putrezesc moaștere Sfinților, dacă vă amintiți? Și zice un copil așa, de clasa a treia, moaștere Sfinților, trupurile Sfinților nu putrezesc pentru că sunt îngropate cu cerul în iene. Adică sunt într-adevăr, trebuie să știm să punem întrebări și în același timp, așa cum se spune în Scriptură, nu se știe cine dă și cine primește. De altfel, prezența dumneavoastră cred că ne dă nouă bucuria aceasta de a comunica și în același timp de a ne comunica unii de alții. Îi mulțumim părintelui profesor și deja am deschis, dacă nu s-a mai fost în facultate, probabil în comisii de doctorat. Dar de acum încolo nădăjduim că am deschis deja seria acestor întâlniri cu logicești. Aș vrea, pentru că cineva a întrebat pe părintele, părinte, cum vă încărcați bateriile? Așa nu le-a spus. Dar probabil că se încarcă și la cei care îl vezi și care îl admiră. Dacă mai aveți baterii încărcate, noi vă invităm și pentru joi, la o seară de priveghere, așa s-a nimerit să fie la o zi distanță, rugul a prins. Avem invitați pe domnul Daniel Suceavă, cercetător la Institutul de Istorie Artei, Marius Vasileanu, profesor de istorie a religiilor, dar care a scris, are lucrări despre rugul a prins, Adrian Nicolae Petru, istoric și cercetător CNSAS, Andrei Găitănaru, care pregătește de asemenea lucrarea despre lucrul aprins, Valentin Așder, directorul editurii Econ, domnul Radu Căină, care va veni cu un film despre lucrul aprins. Vă mulțumim, părinte profesor. Mâine, la 11:30, doi actori, ca Afrodita Androne la Teatrul Național, Ceraseana Popescu, care vă recita din Vasile de Curescu și din ceilalți poeți ai emisorilor. Deci, dacă mai aveți răgazul, noi vă așteptăm. Îi mulțumim părintului profesor pentru această seară deosebită. Știam că este atipic, nu? Dar ceea ce mă aștept să nu derivă un trend. Nu este un trend, este... Este părintele, așa cum v-a spurat bilețelul. Zice, îmi place așa cum sunteți, adică sunteți părintele Constantin Nătura. Aveți... Eu tot încerc să mă cumințez, dar nu mi-e să nu mi-e să da. Mulțumim, Dumnezeu să ne ajute și părintelui multă bucurie și îl mai invităm să fie împreună. Născătoare de Dumnezeu, cea bună.
Prăcernice Părinte, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.